Bine te-am găsit! Bine, bine te-am găsit! Bine te-am găsit, Radu, și succes cu... Mersi mult că ai acceptat să vii și să vorbim despre multe, despre piața de capital, despre bursă, despre investiții, despre asta. Bun, hai să începem cu începutul. Tu ai multă experiență în piața de capital. Ești de mult, ești veteran ca și mine. Veteran ca și tine. Da, da, păi știu că la începutul și la începutul anilor 2000 până în criză, da, până în maximul din 2007, să zicem, știu că așa te-am cunoscut, făceai online niște webinarii pe vremea aia, nu știu cum se numeau, știu că luai niște comentarii, era la... By request, așa, luai niște grafice, puneai niște fibre pe ele. Cred că a fost unul dintre primele webinarii de piață de capital din România pe care le-am făcut atunci, în perioada 2008-2009, ceva din asta. Exact. Era mult înaintea trendului. Exact, și nu știu dacă se numeau webinarii sau cum le numeai, nu știu. Se numeau webinarii. Webinarii, nu? Da. Și de atunci știu că și... De atunci sunt în piață. Mine, prima investiție am făcut în 2001, deci am 20 de ani. Ce ai cumpărat atunci? Am cumpărat BRD. Încă mai există. Da. Ai ținut-o? Că dacă ai fi ținut-o acum ar fi crescut. N-am ținut-o. Și cel mai bine am cumpărat BRD în martie 2009, în minim, după criză, când era 0, și atunci era o nebunie. Eram deja de 2 ani aproape de scădere. Da, erau perioade, toate la niște prețuri derizorii. Da, și ți era frică și am cumpărat BRD la un preț absolut și la 10-15% l-am vândut, că am zis că nu știam că ăla e minimul și era un profit după nebunia asta. Îți dai seama dacă îl țineam de atunci. A fost în gaura aia de minus 90% acolo. Da, a fost... 0,2 și ceva, 0,3 ceva. Cred că a fost cea mai mare scădere. Uite, nu știu sigur în perioada 98. Atunci a mai fost o criză în România. 98-99. Da. Atunci a mai fost și atunci nu eram în piață. Dar nici eu nu eram. Except în... Sunt prea tânăr. Uite, sunt și eu prea tânăr pentru ceva. Exceptând perioada aia, a fost de departe cea mai mare scădere a bursei de la București, criza aia. Incredibilă. Noi, nefiind familiarizați cu fenomenul și ce s-a întâmplat atunci, nu știam, adică eu profitam, băi, a scăzut 15-20%, e moment să cumpăr, dar au scăzut în continuu, deci din 2007, din iulie maxim, când atunci în 2007 creștea totul, am intrat în UE, era o nebunie, creștea orice acțiune fără nicio logică. Da. Creșteau terenurile, că știu că după totul aia, creștea. Toți totul cumpărau creștea. Mulți terenuri și le vindeau după o lună, două și mulți au rămas și terenuri, cu terenurile și apartamente după aia, și tot. Și cea mai mare problemă, uitându-mă acum în urmă, e că atunci, la majoritatea, inclusiv mie, mi se părea natural cât de repede și mult cresc. E normal să crească așa. Și intram în UE. Da. Ține minte că intrasem în UE. Exact. Și toată lumea zicea că vin bani, veneau bani, veneau. Adică că au venit ceva bani atunci. Dar la fel de repede cum au venit, la fel de repede au plecat. Ideea e că a fost o bulă atunci, în adevăratul sens al cuvântului. Și noi acum comparăm și anul trecut și acum 2 ani spuneau toți, domne, uite, că noi de-abia anul ăsta am ajuns cu betul la maximul istoric din două. Și deci acolo după 10 ani a recuperat. Americanii l-au depășit de mulți ani și l-au dublat, dar la noi a fost bula foarte mare. Ei au scăzut 50% atunci, noi am scăzut 90%, pentru că tocmai că a fost o bulă. Deci vârful ăla din 2007 era exagerat. Era mult prea exagerat. Și de aia. Deci ca să revenim, să concluzionăm, cu BRD am început în 2001 și în criza atunci am trecut cu criza aia, am vândut în 2007 și am mai ținut acțiuni și în 2008 am mai vândut și 2008 și după aia am început să cumpăr iar, dar a fost slabă mișcarea după criză câțiva ani la noi și m-am concentrat mai mult pe extern. Tu ai un webinar pentru piața de capital, ai fost și realizator de emisiuni la profit.ro, clar ai avut multă sau și încă ai interacțiune multă cu mulți traderi sau cu oameni care tranzacționează. Foarte mulți din ei cred că au început activitatea trading după perioada 2008-2009 și nu au experiența de atunci.
Cum ți se pare că e mentalitatea lor, a celor de după 2008-2009, deci mai exact cei care nu au prins picajul ăla abrupt de atunci, față de mentalitatea celor care au început să tranzacționeze în piață de dinainte de 2008-2009? Și mai e o generație care au început cu criza asta, da, cu scăderea de acum și au început care cu pandemia. Care n-a fost chiar așa n-a de fost. Mare. Poate totuși o să discutăm, că a fost, e o discuție aici, a fost, n-a fost criză, cât de mare, cât da, de a trecut. Putem vorbi și despre asta. E o nouă generație de traderi acum, din pandemie, că au stat acasă, au luat bani, da, și au intrat în piețe, nu numai la noi, și pe afară. Și asta e o altă generație, cu altă mentalitate. Și care sunt diferențele de mentalitate la cele ai de trei? Sunt diferențe și dacă faci, dacă ești investitor, să spunem, faci doar investing, să zicem, la bursa noastră, unde n-ai alte instrumente, acolo strategia pare cumva, pare cumva simplă, pentru că dacă cumperi și le ții pe termen lung, teoretic câștigi, da? S-a dovedit foarte clar. Ce faci când apar problemele astea și cumperi în 2007, da? Că atunci ai o problemă, dar dacă cumperi regulat, la intervale constante de timp și aduci mereu sume, clar, e o strategie câștigătoare și asta probabil că va fi și pe viitor. Evident că și la bursă poți să, dacă ai o strategie și ai o experiență și marchezi profit 50% și reintri după aia, evident că poate ești mai câștigat. Dar cei care fac trading pe afară, eu spun că au o mult mai mare experiență, mai ales dacă intră și pe Forex și pe commodities, pentru că ei au prins, gândește-te că dincolo de criza aia din 2007-2008, deci scăderea pe bursă a venit în 2007 și a continuat în 2008, minimul a fost și la noi și afară în martie 2009, dar în 2009 duduia economia la noi, știi că se vorbea, practic criza în economie a venit din la 2009, jumătate de an după, da, la un an și bursele deja atinseseră minimul și la noi venea criza și a fost un decalaj foarte mare, spre deosebire de decalajul de acum, care a fost doar de 3 luni. E, gândește-te că din 2009 încoace eu am prins șocul meu cel mai mare pe piețe, n-a fost ăsta cu criza din 2007-2009, zic eu, pe bursă. A fost cu Franco Elvețian pe 15 ianuarie 2015, când am văzut, nu că aveam investit, nu, când se ținea pragul de către Banca Elveției Euro Franc 1-2 și au lăsat ăla la un moment dat și a căzut 3.000 de pip și în 5 minute. În 3 minute, eu așa ceva n-am văzut niciodată și dacă te uiți pe grafice, nici nu o să mai vezi. A fost prăpăt. Și au mai fost niște chestii de-astea ciudate. A fost până august 2015, 2016 sau 7, tot așa o mișcare de-asta extraordinară venită de nicăieri, dar într-adevăr, dacă treci până alea, eu spun că înveți foarte mult, chiar dacă pierzi bani, pentru că înveți să ai un money management, înveți să nu te mai arunci orbește, înveți să-ți minimizezi riscul și să-ți găsești până la urmă o strategie, asta se face în timp. Da. Ai întâlnit pe cineva trader particular, nu neapărat manager de fond de la investiții, dar cred că se aplică și acolo, care să aibă un money management bun, fără să fi trecut prin experiența unei crize mari? Nu, și nu cred că există cineva care să nu fi trecut, să nu fi învățat din experiență, din crizele astea sau din greșeli. Poți să, da, nu, poți să înveți din greșeli. Și în general, părerea mea e că cine pierde bani și învață, că sunt mulți care pierd bani și nu învață deloc, dar cine pierde bani și învață din greșeli, îl consider mult mai de încredere și mult mai un trader mult mai bun decât unul care are doar câștiguri. Nu există așa ceva. Deci, practic, investitorul e o profesie care se face în foc, să zic așa. Cum e emisiunea aia cu Săbi, Forged in Fire, știi? Da, investitorul sau profesia de trader este tot o profesie Forged in Fire. Trebuie să treci prin ceva ca să, cu adevărat, să ai experiența unei pierderi și să realizezi că, ok, uite, o primă, cumva pentru mine așa, o diferență de viziune și ce înseamnă experiența. Mi-aduc aminte că eram tot așa în 2008, da, picau bursele, toate piețele internaționale, interne, nu conta, toate picau. Și a fost un interviu, am văzut atunci un interviu, un jurnalist, nu mai știu cine era, un jurnalist îi lua un interviu lui Warren Buffett. Era un celebru investitor, încă activ, are aproape 90 de ani, cred. Încă activ prin Statele Unite, este unul dintre oamenii cu
dacă te uiți la întreaga lui carieră, media randamentului cred că este undeva în top 5 randamente din toate timpurile, cel puțin toate timpurile monitorizate. Și răspunsese atunci la întrebarea jurnalistului respectiv, care jurnalistul era foarte agitat așa și spunea: Doamne, uite ce se întâmplă, pică piețele, e sfârșitul lumii, e asta. A zis, da, i-am mai trecut prin multe crize și în anii 70 și 90 și omul o lua mult mai relaxat, în sensul că crize vin, crize trec, pentru unii își pierd bani dacă nu au cât de cât o experiență și dacă merg cu viteza maximă, mulți își pierd banii, poate toți banii, asta e. Cine are grijă cât de cât să conducă ponderat, poate să fie chiar și o oportunitate. Asta vreau să zic, cine are experiență, pentru dar cine experiență, trebuie să conduci ponderat. O oportunitate, cele mai mari oportunități sunt în criză. Da, dar în general, trebuie da. Să, și apropo de Buffett, nu are o mare strategie, nu e o mare scofală, e simplu ce face el până la urmă. Deci el practic cumpără companii cu potențial, da, și le ține foarte mult timp. Da, și câștigă foarte mult din, nu numai aprecierea din aprecierea în timp, din dividende, din orice. Pentru că are flerul ăsta, dar nu e o mare scufală dacă te uiți și la portofoliul lui și la... În esență sunt companii solide, sănătoase, da. Și cu business-uri bune, profitabile. M-am uitat pe multe grafice în anii ăștia și dacă fac și emisiune și azi, și apropo de campionatul european de fotbal și de prostiile astea, cum ai văzut cu Ronaldo, mă uitam la Coca-Cola, deci Coca-Cola a crescut de la origini, să zic așa, până în prezent, adică da. Scăderile și în crize și astea au fost conjuncturale și mici, deci dacă cumpăr acțiunea Coca-Cola și o ții, câștigai în orice poziție, oricând. Oricând ai fi cumpărat. Da, doar așa să o cumperați și să ai peste 4-5 luni odată, la nu știu câți ani, să fii pe minus, 3-4 da. Luni, atâta. Astea sunt conjuncturale. Și asta vreau să zic, sunt acțiuni care au crescut, s-au apreciat tot timpul și iau-te că se... Apropo de ce făcea Cristiano Ronaldo, că a pierdut da. Acțiunea 4 miliarde, bine, niște exprimări complet aberante. Era vorba de capitalizare, de piață, bineînțeles. Valoarea de piață pierde. Bursa oricum scade și o companie cu cât e mai capital, mai mare cu atât. Atunci Apple, mult. Care are 2 trilioane valoare, da? 2 trilioane. Păi 1% cât înseamnă dintr-o 2 trilioane? Înseamnă... 20 de milioane, cred. Da. Nu, 200 de milioane. 200 de milioane, exact. Deci 1% Apple, da, el scade da. Sau crește 200 de milioane în fiecare zi, dacă da. Avem o script. Și atunci ce? E nimic. E nimic, da. Exact. Da. Cum ți se pare? Adică, hai să iau altfel. Investitorii ăștia mai tineri, cu mai multă tehnologie, cu mult mai multă tehnologie, că acum ai, poți să tranzacționezi pe telefon, pe aia, pe aia. Ți se pare că au tot avansul ăsta tehnologic, ți se pare că a adus vreun plus real în randamentele, în vreun fel ale speculatorilor sau ale investitorilor? A adus un plus real în câștigurile brokerilor. Nu, cu telefonul, de exemplu și eu mă uit pe telefon, da, la cotațiile astea, pot să fac tranzacții, niciodată nu fac tranzacții pe telefon, doar să-mi închid anumite poziții dacă n-am cumva take profit-ul să se închidă automat sau... Doar să urmăresc și asta când ești mai tânăr, mai agitat așa cu timpul, cu experiența, nu te mai uiți, pentru că dacă vrei să faci day trading sau asta, n-ai cum să faci pe telefon. Tu analiza, când îi văd pe unii că se uită pe grafice pe telefon, sunt deformate complet, deci n-au, nu văd foarte bine, nu au cum să analizeze bine, vorbesc doar tehnic, de fundamental e altă discuție. Că și fundamental, vin știri, vin astea, tu le urmărești pe telefon. Nu se poate face pe telefon. Pe telefon doar așa să te uiți la cotație, dacă cumva nu ești la calculator mai multe ore și ții tu neapărat să, deși când tranzacționezi și faci trading, să zic pe termen scurt, daily sau la câteva zile, cu cât stai mai mult la platformă, cu atât va fi o șansă mai mare să greșești, pentru că ești... Te uiți și te afectează, una că te afectează psihologic, da, e o deci mare dacă ordinul e pe minus și asta te afectează. Eu când eram începător, eu nu dormeam noaptea. Eu mă uitam pe platformă să văd cum evoluează și aia nu evolua puțin, că era sesiunea asiatică, nu știu, dar mă uitam efectiv și nebuneam, eram pe minus și te consuma total. Deci mă trezeam dimineața după o oră, două dormite așa și agitat și bineînțeles că a doua zi înnebunit și... Probabil făceam altă greșeală, intram în tranzacții sau închideam că nu mai rezista.
cât te implici mai mult și cu cât ești mai agitat, cu atât vei randament, greși, da, vei greși mai mult și randamentul va fi nu vei mai respecta strategia. Da, dar asta n-ai cum, trebuie să treci până asta, n-ai cum. Da. Eu degeaba ți explic ție, să spun, generic. Da, cam mersul pe bicicletă, nu poți să-l vezi din cărți. Nu, nu vei face. Zice, lasă-mă că știu eu cum, știi? Și atunci trebuie să te lovești de asta, să nu mai faci. Deci acum nici nu-ți mai pasă. Dacă ai o strategie bună și un money management bun, nu-ți mai pasă cât unde-i cotația, te uiți pe telefon, să nu există așa ceva. Dar uite că generația de astăzi e obișnuită așa. Și ei, vezi ce se întâmplă astăzi, e o altă generație de trader. Ei, ai văzut, sunt foarte activi pe social media, da? Au comunități de Reddit, ai văzut, e o altă, e altfel. Dar eu nu sunt de părere asta și deci în niciun caz cu telefonul și cu... ca să răspund la întrebare, tehnologia te ajută că poți să fii logat. Gândește-te cum era în anii când vorbeam noi, da? Când am început. Păi eu dădeam telefon la broker. Sau te uitai la cotații, da, în ziarul Bursa. Mă uitam în ziarul Bursa sau în ziarul financiar a doua zi. Da. Să văd cât a fost ieri BRD-ul ăla pe care îl cumpărasem. Și vedeam cât e și asta, sau mă uitam după două zile. Îți dai seama, astăzi ar fi inadmisibil să mă uit după două zile să văd că eu trebuie să știu în fiecare secundă, teoretic, cât e dacă ar fi, da. Deci iată că s-a schimbat totul, da? Deci, dar analizele și, cum să zic eu, și fundamental, și tehnic, și tot ce trebuie analizat, o faci în condiții acasă, liniștit, pe calculator, nu vii acum, te uiți și spui tu că, uite, că s-a crescut petrolul, hai să cumpărăm. Pac, și-am cumpărat. Da. Pac, și-ai pierdut bani, cel mai probabil. Ai pierdut din start, că oricum e comisionul pe care îl dai, da, e spread-ul, e clar. Da, da. Uite, o altă chestie pe care am... care o văd acum foarte, foarte mult, de fapt, nu e nouă, dar o văd. Mai ales în investitorii noi. Foarte mulți se uită, tranzacționează la grafice, se uită după știri, citesc știri și așa mai departe. Puțini însă înțeleg sau se uită la efectiv ce face compania aia. Și mulți, da, vorbesc aici în principal de a analiza, să zicem, datele financiare ale companiei. Dar iarăși foarte mulți consideră că, și asta e o mentalitate pe care am văzut-o foarte, la foarte mulți investitori, să uită, ia, ce a făcut profitul companiei? A crescut cu X% față de A. Ok, dacă profitul companiei a crescut cu X%, nu contează cât, compania automat trebuie să crească și ea. Și dacă compania nu crește, vai, e ceva în neregulă, cineva manipulează ceva. A crescut profitul companiei, dar compania nu crește. Ai întâlnit așa sau... Cum percep chestiile astea? Eu le iau un pic ca lipsă de experiență pe piața de capital. Cum ți se pare că reacționează în general în ultima perioadă investitorii sau urmăritorii tăi sau cei care iei legătura? Cum percep analiza financiară fundamentală și la ce se uită în afară de grafice? Sau se uită și la altceva în afară de grafice? Și aia care se uită la grafice, că fac o paranteză aici, au apărut tot felul de, apropo de uitatul pe telefon, da? Ok, tu te uiți pe telefon, dacă mă întreb pe mine, spun că e greșit. Bine, nu să te uiți pe telefon, că și eu mă uit pe telefon. Să iei decizii după ce te uiți pe telefon, după grafic, să spunem, da. Graficul pe telefon. În primul rând, nici nu-l vezi ca lumea. Tu vezi doar câteva lumânări sau vezi o perioadă foarte scurtă, trebuie să-l vezi mai mult ca să vezi imaginea de ansamblu. Nici nu vezi unde e maximul zilei sau aia, dar nu numai că tranzacționează, văd asta pe social media și postează și spun am intrat aici, ce părere aveți de asta, cum e asta, sau mai mult dau sfaturi altora. Și sunt foarte mulți acum care sunt... coach, să spunem, sau trainer, sau care... Băi, una e să fii, să ai experiență 10 ani, 20 de ani și să faci treaba asta, să vrei să faci, atunci eu te întreb, ok, dacă tu faci, arată-mi un istoric, arată-mi ce ai făcut tu, cum ai făcut tu bani și te ascult, sunt de acord să te ascult, să-ți plătesc, să iau sfaturi de la tine. Dar atâta timp cât nici tu nu mi-arăți nimic și iei niște chestii de pe internet, e free și internetul e plin de, găsești tot ce vrei, ba chiar 80% e spam, pentru că sunt foarte multe, spun același lucru și nu mai știi pe care să le iei și de-aia zic eu spam. Dar și le aduni și faci, nu,
și tu, 10 ani, am zis, dacă ai și tot trebuie să-ți văd. Dar tu dacă ai un an sau ești în piață, că a început să plouă în martie la noi, că văd că nu se mai termină, în fiecare zi plouă, da. Și tu din martie ai început să tranzacționezi și mai dai sfaturi la alții, n-ai nici 3 luni de piață. Apropo de... Ce să facem? Cum adică? Și ăia care sunt începători se uită la tine și zic, uite bă că ăsta știe, ia să cumpăr și eu petrol, uite, dădeam exemplu ăsta. Și evident că după aia scade și el pierde și... E clar că e păcat că fac așa, pentru că foarte mulți din ei care își vor pierde banii, e posibil să nu se mai întoarcă în piață. Și noi acum, mai ales în România și pe bursa locală, vrem să îi aducem la bursă, nu să fie cât mai mulți, ca să fie bine tuturor investitorilor. Ori e complet greșit cu ce se întâmplă acum și până la, e o discuție atât de amplă asta cu, că și eu am făcut training, și, dar eu, încă o dată, pot să arăt ce fac eu dacă vreau să te învăț pe tine, da? Și atunci îți arăt cum fac eu, îți arăt și vorbesc de tranzacții înainte să se întâmple. Eu spun, uite, cumpăr dolari. Ok, nu după ce s-a terminat și zice unul, eu am cumpărat dolari ieri, da, și am câștigat. Ok, dar pe cine interesează, știi? Adică e foarte multă informație acum și asta vreau să zic pentru cei începători, e greu să facă diferențe, pentru că le vin informații foarte multe și ei nu știu să facă selecția asta. Aici mă gândeam la o zicală pe care o auzisem eu mai de mult în piața de capital, că cel mai rău lucru pe care îl poate face un câștigător la primele tranzacții e să câștige, că după aia crede că a câștigat, că e el bun. Da, da, nu, și de multe ori ai noroc și poate chiar e mai bine să pierzi la început, da, ca să reușești să faci tot ce spuneam eu, să capeți experiență, să înveți din greșeli, să vezi cum fac alții și să... E foarte greu, e foarte greu pentru că suntem diferiți toți, da? Și atunci fiecare are un alt apetit la risc, că de aici pleacă totul. Ce apetit la risc ai? Că dacă tu vrei să faci gambling și ești gambler, eu n-o să reușesc să te scoți din asta și tu vei fi mereu gambler și vei risca totul pentru asta. Și cu cât vei câștiga mai mult, îți vei dori și mai mult și vei risca toți banii doar ca să dai lovitura cu Bitcoin sau asta. Și o să-ți meargă odată, o să-ți meargă de două ori și când vei cumpăra de toți banii la 60.000, o să-i pierzi pe toți când scade. Nu mai apuci să vezi 30.000, că tu i-ai pierdut la 55.000 pe toți, că riști tot. Vezi, asta e, deci e greșit aici, dar e o discuție prea amplă să... Ai văzut vreodată vreun investitor care să câștige luându-se după alții? Da, 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 am văzut investitori. Bine, acum încă o dată trebuie să facem precizarea că poți să investești pe acțiuni, poți să investești pe obligațiuni, poți să investești pe mărfuri, da, pe forex, poți să faci trading, adică... Trebuie specificat așa, dar da, sigur că da, am văzut care s-au luat după alții și au făcut, am văzut și trader care, bine, acum poți să faci trading și tu dacă ești bun să-și pot alipi alții contul la tine, există tot felul de posibilități de-astea și ordinele pe care le dai tu se dau automat și pe conturile astea. Dar în general merg chestiile astea? E mult de povestit aici în general. Când unele merg, unele mai multe dacă lume. Dacă vezi acolo un istoric, un cont care are o linie foarte ascendentă de profit, doar că e din ultimele 6-12 luni și te apuci și te lipești la el, probabilitatea e foarte mare ca în următoarele 6-12 luni contul ăla să ajungă la zero. Exact, se întâmplă că, băi, uite, a avut un istoric și cum am alipit eu, de atunci a început să pierd. Exact. Deci e clar că nu e... Fiecare scoate în față ce vrea să arate, că și apropo spuneai de profiturile companiei, urmăresc mereu cum raportează și când una are, și pe afară e la fel, deci tu ai niște rezultate trimestrul ăsta, ce scoți în față? Scoți în față că ai avut cea mai mare cifră de afaceri, zicem că ai profit, nu ai profit, dar ai o cifră de afaceri imensă. Zice, trimestrul ăsta am cifra de afaceri plus 80% față de anul trecut. Wow, ai nu știu ce. Și spui că nu știu câți ai mai angajat, nu știu cât și în viitor nu știu ce o să faci și la sfârșit zici profitul minus 2000 sau nu. Da. Alții scot profitul net foarte mare. Zic, mamă, profitul net nu știu cât, dar ei probabil au datorii de 5 ori mai mari. Sau nu, alții au scăpat de datorii. E și foarte mult marketing în exact. Și știi, cum raportezi. Știi? Era gluma aia că cât face 1 plus 1? Matematicianul, exact 2, statisticianul, 99,99 în perioadă 2. Contabilul, cât vrei să fac? Cât vrei să fac, exact. Așa și cu rezultat. Și atunci și traderii, ăla dacă are
un istoric și el a câștigat în ultima săptămână și în rest a prăduit 3-4 conturi, a pierdut nu știu ce, el își pune istoricul, ți arată de acolo pe ultima săptămână, are 5 tranzacții câștigătoare, wow! Altul care a avut un an de zile și după aia n-a mai mers, taie ultima perioadă, las, și sau atunci fiecare prezintă și da, e cu dus în tot, nu poți să facă. Mai există o modalitate aici pe care mai făceau unii, tot așa, care vreau să facă conturi care să fie urmărite. Făceam două conturi, pe unul cumpăram, da, pe celălalt vindeam. Da. Și după o perioadă de timp, un cont se dublează, celălalt se pierde tot. Da, exact. Și după aia ieși în față cu ăla, uite, am dublat banii. Exact, păi era și pe Forex discuția asta și poți să faci așa, dar asta nu poate să țină la, adică la un moment dat dai ordine opuse, dar le dai, știi cum e, dai cu piciorul, câștigi pe un cont, la un moment, după aia o să pierzi pe contul ăla, pe ăla pe care ai pierdut o să începi să câștigi. Nu o să câștigi doar pe unul permanent și pe unul doar o să pierzi, că înseamnă că te pricepi foarte bine și ordinele pe care le dai pe ăla pe care câștigi permanent, nu mai ai nevoie de ordine opuse, știi? Înțelegi ce zic? Da. Adică vin, deci asta ține doar așa. Ține, eu spuneam aici în referință cu cei care vor să-și facă conturi de, nu știu, 6, 12, 18 luni, să arate că au câștigat ceva, ca după aia să capete urmăritori și vezi, el e super trader de super valoare, dar contul lui e de câteva sute de dolari euro, da, și după aia s-a lipesc la el conturi de multe mii de euro și îți dai seama că el, dacă are, să zicem, nu știu, 500 de dolari și a împărțit jumate-jumate, 250 cu 250, pe un cont l-a făcut praf, a pierdut 250, pe celălalt a dublat, a făcut 500 și după aia dacă se lipesc la el mai multe conturi de mii, el își recuperează de multe ori investiție, cu contul ăla pe care l-a pierdut, din banii celor care pun botul și îl urmăresc. Știu, am găsit pe unul. Doar că chestia asta nu poate să țină, că tu dacă ai o strategie pe un cont, adică dacă dai numai buy-uri pe un cont și pe altul numai sell-uri, nu o să câștigi, că nu o să crească piața la fiecare, adică o să câștigi pe un cont, o să pierzi pe altul, dacă continui așa pe ăla pe care câștigi, la un moment dat o să pierzi și o să începi să câștigi pe ăla, adică tu trebuie să arăți contul ăsta după câteva tranzacții, doar asta. Da, exact, păi asta și asta și fac, după o vreme, unul din alea conturi să apară câștigat. Pe de altă parte, nu contează sumele, că spun unii, dom'le, am făcut un milion, sau dacă ai făcut un milion și ai avut 100 de milioane, ai făcut 1%. Da. Altul poate dacă a făcut 100 dintr-o mie a făcut 10%, e mult mai valoros. Bine, și să faci bani cu contul mai mic e mult mai greu decât să faci bani cu contul mare. Și asta se poate demonstra, pentru că riscul e mult mai mic pe conturi mari, pentru că nu trebuie neapărat să faci aceeași proporție, știi? Adică dacă să cumperi sau să vinde în aceeași proporție, proporțional, știi, cu banii din cont, pe de altă parte poți să faci strategii de hedging cumva pe contul mai mare, că îți permite mărimea contului, pe când cu contul mic, dacă faci strategii și dai prea multe tranzacții sau investești prea mult din contul ăla, îți depășești money managementul, care ar trebui să spună că doar câteva procente trebuie să ridici din cont. Și atunci e foarte greu și asta am observat-o și la traderii de Forex, de exemplu, unde se tranzacționează cu levier. Ei spuneau, domne, deschid un cont de 500 de dolari și dacă fac bani, fac unul de 50 de mii. Greșit, pentru că sunt șanse 99% să-i pierzi aia 500, n-ai cum, mai ales că se tranzacționează cu levier. Fă-ți unul de 50 de mii și ridici doar 500 de dolari, adică nu te oprește nimeni să, dacă ai pierdut 500 de dolari, că asta e pierderea pe care ți-o asumi, 49.500 îi scoți și pleci acasă, știi? Asta e o chestie pe care latura umană nu o percepe cum trebuie. Zice, lasă că bag puțin să văd cum merge. Nu o să meargă. Asta e. Deci cu bani puțin nu. Cum fac mulți care vor să se îmbogățească pe cripto, știi, cu 100 de dolari. Că mulți de aia se duc pe cripto. Pentru că e volatilitate mare, n-are nevoie de un cont de 10.000. Poate cu 100-200 de dolari tranzacționează, poate CFD-uri, da, de ce nu? Și poate să dea lovitura dacă prețul crește cu 500% în 2-3 zile, că ai văzut ce se întâmplă. Ori n-are nevoie de sume mari, de-aia mulți se duc și acolo. Da. Aici, sincer, ți se pare că în timp sunt mai mulți de ăștia care vor să dea lovitura cu bani puțin să devină milionar peste noapte sau numărul e relativ constant? Din experiența ta. În general, numărul e constant. Nu cred că într-o perioadă sau alta sunt mai mulți. Sau poate să fie, dar în general, acum depinde și câți bani au pentru investiție. În general, gamblerii, dacă ești gambler,
totdeauna aduci bani și nu știu, ai o problemă, nu zic boală sau asta, oricum și pariorii și cei care joacă la păcănele, la asta, acolo chiar e o problemă, la casino. Tu poți să aduci mereu și aduci mereu sume mici și le pierzi, dar e adrenalina aia care te face să treci peste anumite momente. Mă uitam acum câteva zile, sunt undeva în jur de 2-300 de mii de căutări pe lună, în România vorbesc, pe lună, căutări genul pariuri, pariu online, casino online și așa mai departe. Sunt sute și sute de mii de căutări în fiecare lună, poate dacă le cumulezi chiar pe toate s-ar putea să fie chiar peste milion de căutări în România de oameni care vor să joace la pariu și ceva de genul ăsta. Și stau și mă gândesc așa, e ceva ce nu pot să înțeleg. Business-ul unui casino e să facă bani în ultima instanță din pierderea clientului. Că până la urmă așa fac bani în casinouri. Statistic, jucători pierd. Ok, poate să mai fie și unul care, nu cu bani, sigur, mai sunt și unii care mai câștigă. S-a dus astăzi și, nu știu, a avut noroc și a plecat cu mai mulți bani. Dar pleacă cu mai mulți bani, că dacă câștigă s-ar putea să mai stea, să-l mai tenteze și după ce câștigă nu se scoale de la masă să plece, zice, hai că câștigul, dacă mai risc puțin câștig, sunt într-o zi bună și am venit cu 10.000 și am câștigat 2.000, să zicem, să nu dă, și hai că joc pe aia 2.000 în loc să plecă, 2.000, 20%, e un super câștig în câteva... Și joacă pe aia, îi pierde și intră și în aia 10.000 după aia ca să recupereze și alege praful. Și el câștigând sau 5.000, până la urmă, până seara pierde tot. E și varianta asta. E și varianta Trebuie să știi să te oprești și e foarte greu. Lăcomia și după aia panica sunt sentimentele astea care ne fac pe piețe să greșim. Să pierdem. Și mă gândesc așa, deci... Bine, ori fi și unii care mai câștigă, e imposibil să nu existe și unii care mai câștigă o zi, o săptămână și așa mai departe, dar statistic, marea majoritate pierd. Dar ei știu și ei care joacă la casino sau la păcănii, ei știu lucrul ăsta că 70% câștigă casa, să zicem, și 30%. Și atunci ce în mintea lor? Că nu înțeleg, eu pur și simplu mă gândesc de ce m-aș duce constant să bag bani într-un business în care, vorba bine, e pentru ăla e business, dar într-o... întreprinde într-o schemă în care statistic știu că pierd. Asta e plăcerea ta. Asta e viciu. Tu ce plăcere ai? Ai niște hobby-uri, poate. Da. Aia e plăcerea lui. Eu nu încerc să-i judec pentru că am înțeles că au o problemă cu asta și înțeleg și cazinourile. Și le asigură, să spun așa, cum îi zice, sunt psihologi care... Dar, mă rog... îi îndreaptă pe drumul în care să nu renunțe total la casino, că e nevoie de ei acolo. Dar asta vreau să... Dar la casino, tu știi că se întâmplă lucrul ăsta, la pariuri sportive, da? Oricum, îți trebuie și acolo o știință, nu? Îți trebuie, calcule, sunt unii meseri, dar nu depinzi doar de tine, nu? Tu depinzi de jucător, de cineva. Tenismenul ăla, dacă nu vrea să câștige, sau poate a jucat și altcineva la pariu din preajma lui. Și te face, tu pierzi pariul ăla pentru că nu depinde de tine. Sau poate pus într-o zi proastă, doare ceva. Da, asta vreau să zic. Pe când în tranzacții s-ar părea că mai mult depinde de tine, sau în investiții și mai mult în investiții, da? Investim într-o companie, da? Poate că e o investiție mai bună, adică ar trebui compania aia să fie o conjunctură așa, să-și dorească. Dacă pierde companie, pierzi tu, teoretic ar trebui să pierde și compania, adică nu-i merge bine, da? Nu? Teoretic, dacă îi merge bine companie, îți merge bine și ție dacă ai cumpărat. Bine, e o discuție. Da, doar că m-aș gândi că predictibilitatea pe bursă e cu adevărat, hai să spunem, mai ușoară. Nu poți să zici că e ușor, dar există oare predictibilitate doar pe termen lung. Din punctul meu de vedere, pe termen scurt, este aproape gambling și aici... Uite, chiar vreau să întreb. Și atunci de ce, și te rog să mă întreb, dar am și eu o întrebare, de ce spun toți că eu investesc pe termen lung, dar toată ziua se uită la cotații și cumpără și vând? De ce? Dacă tu investești pe termen lung, de ce te mai uiți pe telefon? Cred azi? Că e un fel de, într-un fel se mint pe ei înșiși, cred. Eu cred că ei vor să fie investitori pe termen lung, doar că sunt atrași de... fluctuațiile pe termen scurt. Te gândești, uite, compania asta, mă uit la ea, a crescut 7% în ultimul an. Ok, bun, am cumpărat astăzi și mă gândesc așa, am cumpărat astăzi și eu sunt pe termen lung, nu o mai ating.
După care intervine telefonul. Te uiți, ia să mă, sunt în mașină, stau la stop, ia să mă uit de pe telefon. Și văd, după o vreme, uite, astăzi nu știu ce știre a fost, compania aia plus 7%. Wow, doar astăzi? Păi, și atunci intervine lăcomia pe termen scurt. Mă, eu să stau acum, păi, încă mi-am un an de zile ca să fac... În câteva, da, uite, în câteva zile mi-am făcut banii, ia să vând. Și după aia el rămâne cumva într-un fel în mintea lui că e investitor pe termen lung, dar pune botul la ciupel de asta pe termen scurt. Și îți strici strategia și intri într-un fel de joc care e într-un fel conștient, dar nu e conștient așa undeva la limita, că lasă că mai cumpăr eu când scade, după aia îți strici complet strategia, îți strici complet orice predictibilitate și ajungi să fugi după piață. Dacă fugi după piață, niciodată nu o prinzi. Exact, și să faci timing și e foarte greu. Când zici, băi, am marcat 7%, ok, și aștept să scadă și nu mai scade și când crește, tot aștept să scadă și nu mai vine și deja a mai crescut 20% de când ai vândut tu și intri atunci. Da. Și după aia atunci are o corecție și s-a ales praful. În ultima instanță e foarte greu să ajungi în punctul ăla de care spuneai tu, în care... practic să nu prea să mai pese. Adică să zici, uite, eu am strategia asta și nu să zici că, adică strategia să devină într-un fel o chestie intrinsecă a ta, nu să fie ceva să te forțezi, ci pur și simplu să ai atâta încredere că strategia funcționează și să realizezi că dacă fugi după piață nu o să ai mult mai mult randament și atunci efectiv nu prea ți mai pasă așa de mult, ai un fel de strategie cu care ești confortabil, care știi fără să te agiți că funcționează pe termen lung și ești ok cu ea. Două completări, de acord, ca să ajungi la strategia aia, treci prin niște pierderi din care înveți, treci prin niște ani în care îți cauți strategia, încerci în funcție de apetitul la risc, de mărimea contului, că și asta contează. Poți să ai strategii identice cu conturi diferite, unul de 1 milion, unul de 10.000, n-ai cum să aplici acel... de risc, am spus, de durata investiției, că tu poate să faci o strategie pe 5 ani sau pe 10 ani, altul își face pe 5 luni. Asta e strategia mea, vreau să dublez contul în 5 luni. Ok, e altă strategie. Acolo ne gândim la risc și la... Okay. Deci ajungi la o strategie și mai e ceva foarte important, să o și respecti. Că poți să ajungi la o strategie după mult timp, dar să nu o respecti, să intervină momente de astea, uite, crize, chestii în care să nu o respecti. Și e foarte greu și toți facem greșeli și după 20 de ani se fac greșeli. Dar eu dacă fac o greșeală acum și mă abat de la strategie, știu clar, dinainte să o fac, să apăs pe buton, știu că fac o greșeală, dar simt eu nevoia să fac o greșeală, înțelegi? Da. M-am exprimat așa mai. Deci... să o și respecti. În momentul în care ajungi la o strategie, dar îți trebuie experiență mare și să treci prin multe și o și respecti, într-adevăr, nu-ți mai pasă de fluctuații de moment. Bine, poți să ai o strategie care se bazează pe fluctuații de moment. Încă o dată, nu discut aici tipul de... că poți să fii un trader, poți să fii intraday, deși e foarte greu în ziua de azi, cu atâția roboți și cu totul, e foarte greu să mai... tranzacționezi intraday, pentru că trebuie să stai mult, dacă stai mult faci greșeli, încă o dată. E complicat, piețele s-au dereglat un pic, nu mai sunt ca înainte și e foarte greu. Dar dacă ai o strategie pe termen mediu, lung și o respecti, n-ai cum să nu câștigi și chiar să ai și un timing bun de intrat în piață. Spuneam mai devreme, contează foarte mult și mărimea contului. Foarte mult. Care sunt, din punctul tău de vedere, diferențele între jucătorii cu conturi mici și jucătorii cu sau investitorii cu conturi foarte mari? Sunt convins că poate când erai la Profit sau pe lângă, nu contează, ai avut de-a face și cu oameni care aveau bani foarte mulți investiți. Care sunt diferențele din punctul lor de abordare între cei mari și cei mici? Păi de aici vine liniștea. Când ai un cont mare... nu-ți mai pasă așa mult de fluctuațiile de moment. Pe când dacă ai un cont mic, tu vrei, mai ales dacă cu bombardamentul ăsta mediatic de acum, toată lumea stă pe social media și vede. Radu Ciofu, am făcut $1000 ieri, că nu știu ce. Bine, am făcut $1000 încă o dată, dintr-un cont de un milion, sau am făcut 0,1%, nu știu ce. Și tu vezi, mamă, ăsta a făcut $1000 și eu am contul de $1000. Vreau și eu să fac $1000. Vreau să devin independent financiar. Eu de-abia am luat buletinul,
nici nu știu ce e aia viață, nu știu cu ce se mănâncă, dar eu vreau să devin deja independent financiar, să fiu pe insulă, știi? Da, știu, știm povestile. Și atunci ce pot să fac? Că n-am decât 1000 de dolari sau 3000 sau 5000. Păi hai să-i dublez și mă uit ce scrie pe, că zice, dacă îi dublez de asta, nu știu ce, nu știu câte zile, ajungi la 1 milion, știi, dacă dublezi. Da, da, dacă dublezi. E aritmetică, simplu, da. Păi și eu am de făcut azi 3500, cum să-i fac? Păi hai să mă uit pe telefon repede, ce a crescut, băi, ce a crescut, hai să cumpăr, deci știi, adică e clar că nu o să ajungi niciodată la... Deci e foarte bine să ai un cont mai mare, știi, mai... Dar încă o dată, ca să ajungi la sume mari, tot trebuie să treci, să ai o experiență, să câștigi niște bani în timp, adică nu poți doar să te naști cu bani mulți, și atunci dacă te naști cu bani mulți și ai bani mulți de când ești tânăr, de ce ai mai investi? Dacă tot ai bani mulți, știi? Da. Adică e o întreagă discuție. Până la urmă, e foarte greu să, când ești tânăr și cu entuziast așa și e clar că ești, ai un apetit la risc mare și dorești să faci, să grăbești lucrurile. Pe piețele financiare, răbdarea e sfântă, trebuie să ai răbdare. Avem atâta răbdare? Și atunci, pentru un tânăr, statistic, ce aș fi mai profitabil? Să se apuce de trading sau să învețe, să investească în el, să învețe un curs, să facă un curs și de ceva, să facă o meserie? Și unde face cursul ăla? Sau curs de trading, zici nu, tu, nu, sau nu? Nu, nu, un curs, un să, curs învețe o meserie, să învețe da, o meserie, nu, ceva, nu știu, să învețe programare sau să învețe, nu știu, ceva. Meserile viitorului, o meserie se schimbă viitorului, acum, da. O să fie peste câțiva ani, meserile de acum 20 de ani nici nu mai... Nu o să mai existe, nu da. Nu mai există, deja nu mai există. Cum, care crezi că ar fi mai profitabil? Să se apuce de trading sau să înveți o meserie? Mie e foarte greu să intru în mintea lor. Eu nu prea înțeleg generațiile astea. Eu am o vârstă și deja am trăit în altă epocă și mă adaptez, da? Eu mă adaptez și la tehnologie și la orice, dar gândește-te că eu tinerețea o aveam pe vremea lui Ceaușescu, da? Complet altceva, complet altă lume. Sunt curios dacă aș mai fi învățat și făcut școală și asta, dacă ar fi fost ziua de aș fi trăit acum, să fiu acum adolescent. Foarte greu de să-mi dau seama. Nu știu, tu ți-ai pus întrebarea asta vreodată, adică, uite, acum să avem 14 ani sau 16 ani sau 18 ani. Ce s-ar fi ales? Am mai fi studiat? Aș mai fi? Nici nu știu. Plus că eu n-am făcut trading și n-am investit pe bursă, că nu exista pe vremea aia. Da, nici nu prea înțelegeam conceptul. Dar nici nu aveam, doar nu înțelegeam, nici pe afară nu era așa dezvoltat, da. Și nici pe afară nu se tranzacționa cu platforme și cu astea. Clar, abia după anii 90 a venit și progresul ăsta tehnologic pe afară. Deci e foarte interesant și atunci cum gândesc ei astăzi, iau, sunt născuți altfel, trăiesc în altă, au alte mentalități, mi-e foarte greu. Eu dacă le-aș da sfaturi, le-aș da sfaturile pe care le dau eu, dar nu știu dacă ar prinde la ei, știi, la cei de jumate din vârsta mea sau chiar mai tineri. Văzusem o statistică mai un pic mai veche, drept, dar nu atât de veche, deci acum vreo 10 ani și ceva, din Statele Unite, în care era ceva în asta, ca să ajungi milionar din bursă, deci din tranzacționare, bine, presupun că nu din miliardar. Da, din, asta din era și o altă variantă. Din miliardar să ajungi milionar e foarte ușor. Am făcut 10 milioane, am avut 100 și da, exact. Am rămas cu 10. Dar ca să ajungi milionar din bursă era undeva 1 la câteva milioane, deci era, presupun că pleci de la bani puțin, deci era o șansă relativ comparabilă cu a câștiga la loto. Ca să ajungi însă milionar prin muncă și printr-o idee bună, o idee bună, de fapt o idee bună plus muncă, era o șansă de 1 la 400 și ceva. Repet, statistica e din Statele Unite. Deci nu cred că s-a schimbat astăzi foarte mult. Cred că astăzi chiar e într-un fel mai ușor să ajungi, pentru că atunci când economia se mișcă foarte repede, atunci când business-urile se schimbă foarte rapid, e mai ușor. Gândește, de exemplu, câte business-uri care acum valorează pe bursă sute de miliarde, Google, Facebook, Apple, toate, tot ce înseamnă inteligența artificială, tot. Sunt business-uri care apărut relativ recent, în ultimii 10 de ani. Și atunci este mai ușor. Acum dinamica inovației este mult mai mare decât era în trecut și e statistic mai ușor să ajungi milionar printr-o idee bună și muncă. Muncă și idee bună, decât să te apuci să faci speculație în piețe financiare, să fie atât de bun încât să faci milionul ăla de la, plecând de la puțin. Da, și oricum, teoretic, îți trebuie 10 idei sau să pornești 10 afaceri, să ai norocul ca una din ele să meargă. Cred că nici atât, că e mult mai mult. Mult mai, 100, dar am zis așa ca să fie un termen cât de cât să... Dar... Pe de altă parte, de ce trebuie să fii milionar? Că în asta n-am înțeles. De ce trebuie să fii milionar? Adică
Se poate trăi și cu 100 de mii, nu știu, și cu 200 de mii. De ce? Vreau să fiu milionar, să fiu independent. Poți să fii independent și poți să trăiești foarte bine și cu 5.000 de sau cu 2.000 de euro pe lună, dacă știi ce să faci cu ei. Nu trebuie să fii, să cheltui la nesfârșit, să cumperi, să... Poți să vizitezi lumea și cu bani mai puțin. Asta vreau să zic, adică hai să nu ne punem ținte de-astea așa. Că până la urmă și cu sume mai mici, dacă știi să nu pierzi bani din aia, să-i înmulțești și cu cât e suma mai mare, evident că câștigul anual. Dom'le, randamente de 7-10-15% anuale, deja lumea a uitat de ele. Se vorbește de 50%, de 100%, de 200%. Adică stai puțin, că dacă cine ai bani mulți... Cine vorbește de randamente? Păi de nu știu, se întâmplă acum, în ultimii ani. Uite, au fost niște creșteri absolut impresionante și pe burse în ultimul an. Dacă raportăm... Dar nu pe toate, doar la anumite companii, că nu toate au crescut atât. Nu toate, dar indicii au crescut mult. Indicii au crescut mult față de... Suntem în iunie, da? Față de iunie anul trecut e o creștere foarte mare. Față de martie anul trecut, minimul e creștere extraordinară. Dar nu tot timpul se întâmplă așa. Și o să vină și ani în care indicele o să piardă 10% sau să câștige 2%. Păi la asta să te raportezi și tu când vei face 10%, că important nu e să faci 40% sau 50% anul ăsta, mai faci 20% anul viitor și după aia ai pierdut tot. Sau... Important e să fii în piață și acum 20 de ani, și acum 10 ani, să fii și acum, să fii peste 10 ani sau 20 de ani. Și în piață sunt aia care fac 10, 5, 15% pe... Exact. Adică ai făcut 40% anul ăsta, la anul poți să faci 5% sau 3%. Dacă tu ai un plan pe 10 ani să faci 10% an de an și să reinvestești totul și ai făcut deodată 40%, cum spuneai tu, că a văzut-o la 7% în câteva ore în mașină și... Înseamnă că tu ești mult mai relaxat și riști și mai puțin în anii viitori, pentru că 40% înseamnă 4 de 10%. Tu practic ți-ai făcut targetul forțând nota pe 4 ani, hai să zicem mai puțin, că se mărește suma. Deci atunci stai relaxat. Deci, voi fi obligat, gata, la anul îmi propun să fac 50%, că am făcut 40% anul. Aici e marea greșeală. Trebuie să ajungi la liniștea asta, știi, la liniștea interioară, și să reușesc, dar asta eu zic că am trecut până multe și am pierdut și am câștigat și unul tânăr acum... Cât ai pierdut cel mai mult? E clasica întrebare, da. Încât într-o tranzacție, într-o zi, cel mai mult am pierdut pe Forex. La bursă n-am pierdut, că am investit și tot timpul am câștigat, adică chiar dacă cumperi, să spun, investești, nu știu, 2000 de lei într-o companie azi și îi vinzi mâine că ai nu știu ce și vinzi și mai 1800, zice, ai pierdut 200 de lei. Sau. Gen, da, când faci totalul la finalul anului, nu. Pe Forex s-am pierdut, dar nu sume foarte mari pe tranzacții, pentru că nici când riscam mai mult, nu riscam așa ca nebunul, știi? Deci mie mi-a plăcut și cu cât am înaintat așa în vârstă, am riscat din ce în ce mai puțin. Adică mie îmi place să risc foarte puțin, de-aia stau și liniștit. Nici câștigurile nu sunt mari. Pentru că riscăm puțin, nici nu câștigi mult. Da. Dar mai bine să dormi liniștit noaptea, așa îmi place. Da. E, exact asta e una dintre zicale, că tot vorbeam de Warren Buffett. Spunea că întotdeauna apărarea noastră, our defense, în sensul că companiile care performează bine atunci când piața crește, companiile stabile, our defense is always stronger than our offense. Adică întotdeauna strategia lui a fost să se bazeze mai mult pe companii care scad puțin decât pe companii riscante care au șanse să crească foarte mult. Companii mai defensive, care nici nu cresc mult, dar nici nu scad mult. Și atunci și eu prefer așa. Evident că risc și eu când e cazul, dar încă o dată, money management-ul și dacă îl faci cum trebuie, poți să riști. Și poți să ai să aloci niște sume mici, procente mici din portofoliu, cu care să spunem să te joci, să riști mai mult, da? Așa da, dar nu... În fine, e o discuție întreagă. Ce-ți place mai mult? Piața din România, bursa din România sau bursa de afară? Piața de afară. Acum îmi place mult bursa din România. De ce? Da. Simt că e potențial mult mai mare. Mă uit pe stradă, văd că noi încă trebuie să ne dezvoltăm și statistici, da? Noi suntem la coada Uniunii Europene.
Da. Teoretic avem mult de investit în țară. Mult de muncit. Mult de crescut, muncit. Cu muncitul e mai greu la noi. Da, avem mult de recuperat. Mult de recuperat. Deci e potențial. O să-mi zici, da, domne, dar stai că economia nu e reprezentată la bursă, da, decât 10%, nu e nici măcar 16, 20, 30, 40, cum sunt polonezii, da. Și aici e loc și pentru bursă să se dezvolte. Și ce se întâmplă acum pe piața aero, când vin, au fost 8 listări de acțiuni anul ăsta, mai sunt vreo 3 plasamente private, deci să zicem la jumătatea anului, să zicem, rotund 10 listări, și vreo 4-5 de obligațiuni, deci 15 listări. Păi, sectoare diferite, da? IT, tehnologie, le băgăm pe toate acolo, agricultură, online, comerț, e-commerce. Asta îmi place foarte mult, că piața asta mai mică, și aero, a prins mult, tocmai pentru că e mai mică. Și îmi place și eu am cunoscut foarte mulți din cei care s-au listat și au listat companiile, au venit toți aproape la, nu aproape, au venit toți la emisiune și am cunoscut în discuții, nu așa cum facem acum, mai lungă, scurte, dar i-am cunoscut și am văzut și m-am uitat la ei așa să văd dacă să am încredere sau nu și bunii mi-au plăcut și am investit. Au fost și care nu ți-au plăcut? Mie nu-mi place nimic așa în general, eu sunt foarte pretențios, dar nu, în general oamenii mi-au plăcut și la emisiune ne simțim foarte bine și ei s-au simțit foarte bine și asta e o mulțumire. Știi că toți care vin îmi mulțumesc că se simt foarte bine și natural și mai merg până diverse locuri, știi, și mi-au spus la tine, mă simt cel mai bine, știi, ceea ce e plăcut. Deci asta vreau să zic, e potențial mare și acum sunt concentrat pe bursa noastră și văd un potențial pe următorii ani și eu care eram un trader și un speculator și în general îmi plăcea short-ul, că piața scade mai repede decât crește și e un fenomen așa și în general așa se întâmplă și plus că la o scădere de 10% îți trebuie 11% să recuperezi, da. Și tot așa. Am devenit un investitor, să spun așa. Deci vechii speculatori din viață au devenit investitori, iar investitorii de azi, vezi, speculatori, toți, cumpără, vând și după aia când fac calcul la final, stai bă că am dat pe comisioane mai mult ca pe... Asta mi-aduce aminte de o vorbă de a lui Soros, că orice speculație nereușită e investiție pe termen lung. Da. Bine, ce? Eu am o strategie, nici eu nu stau cu ele, cu anii și asta și am învățat să nu mai am regrete, că dacă țineam, mai făceam nu știu cât. Da, nu contează, am măcat profit, stau foarte liniștit. Chiar dacă am făcut profit de 30 sau 50%, puteam să fac 100%. Puteam, dar am câștigat 30% sau e mult mai bine decât să fi pierdut. Asta e cu puteam să fi făcut nu știu cât mai mult, e o himeră pe care întotdeauna da, dar prefer că în ultimii ani nu mai regrete de astea, că puteam să câștig mai mult, dar n-am regrete că am pierdut, ceea ce stau foarte liniștit. Da. Asta întotdeauna și e iarăși o capcană pentru cei care nu au experiență, că dacă te uiți pe grafic în urmă, vai, dacă cumpăram aici, dacă vindeam acolo sus, dacă cumpăram din nou aici jos și dacă, mamă, cât mult mai mult făceam. Dar niciodată, da, ok, totdeauna mi-a plăcut, când vine unul de ăsta și zice, uite, dacă cumpăram acolo jos, vindeam acolo sus, după care iar așa, ok, dar acum ce faci? În secunda asta, uite, acum, mâine, acum, în secunda asta, vin sau cumperi? Și toți ăștia care, vai, ce aș fi făcut acolo, dacă acolo, dacă acolo, aproape niciodată nu o să știe astăzi ce să facă. Și întotdeauna astăzi poate fi un început pentru o super oportunitate pentru viitor. Dar întotdeauna e mult mai ușor când te uiți pe grafic decât astăzi. Când ce te faci uiți astăzi? În spate, da. Ce faci astăzi spate? Pentru perioada următoare? Mie cel mai mult ăștia îmi plac între ghilimele care spun, mamă, am făcut atâta, uite, am cumpărat așa. Spune ce o să faci, vorba ta, astăzi. Spune, astăzi am cumpărat asta la cotația asta și... Și vreau să o vând dacă se întâmplă nu știu ce. Exact. Da. După aia nu mai zice nimic. Piața merge. Exact. Da, știm. La ce te uiți la companii? Spune că a început să-ți placă să investești pe termen un pic mai lung. La ce te uiți? Ce-ți place? Ce-ți atrage atenția? Păi îmi place antreprenorul, da? Mă uit la om, mă uit la domeniu. La potențial, da, okay. Și la... mă uit și pe grafic. De multe ori mă uit și pe grafic, că eu sunt un tehnic, să spun așa, nu investesc niciodată fără... Da, am crescut graficele și am ajuns să le înțeleg
destul de bine, chiar zic că foarte bine, și de altfel și de multe din ele le și arăt la emisiuni, dar grafice încă, lumea zice analiză tehnică, analiza tehnică e complexă, ține cont de multe și de indicatori și de foarte multe și toți începătorii fac aceeași greșeală pe care am făcut-o și eu și pe care mi-o spuneau cei cu experiență că o să o fac și eu spuneam, nu, domnule, eu nu, și eu am făcut la fel. Și acum și zi de zi aceeași începător, fiecare face aceeași greșeală. Deci ia graficul în primul rând, că graficul trebuie să fie cât mai curat. Da, cu fără 11 milioane fără de indicatori. Fără milioane de indicatori, pun și fac și bagă și puncte și toți și indicatori, de nu mai vezi cotația, nu mai vezi lumânarea, e ca nu un mai pom de căciuc. Da, exact. Și tu îl și turtesc, pe telefon nu se vede bine, tu crezi că ăsta e... Pardon, am... Ăsta e maximul zile și ăsta e minimul zile, dar de fapt dacă mai strângi puțin că n-ai, o să vezi că de fapt nici vorba de așa ceva. E și clar că se alege praful, deci n-ai cum să faci analiză. Eu fac și la emisiune, pun niște zone de suport de rezistență, atâta, nu pun indicator, mai pun niște medii mobile simple. Și un alt trend, linia de trend, linii de trend și zone de suport și rezistență care se confirmă foarte bine și deja mulți urmăresc la emisiune, se iau după ele și au succes, știi? Ceea ce mă bucură. Indicator nu, că e complicat și azi, dar evident că și indicatorii îi folosești, dar și indicatorii știi foarte bine, sunt de mai multe feluri, indicatori de trend, oscilatori, nu poți să folosești o medie mobilă într-un flat, nu poți să folosești și e complicat, dar îmi place, mă uit și la grafic, mă uit la... Fac o analiză fundamentală, nu sunt un macro, nu sunt un specialist, nici micro, să zic așa, nici pe fundamental, pe companii și asta, dar mai știu și eu EBITDA, oaia, o profit, o pierdere, o datorie, mă mai uit, mai analizez și în general simt că e loc de creștere pe anumite sectoare, la noi care acum avem, uite, în agricultură. Agricultura s-a făcut dintotdeauna, dar știi cum e agricultura? Mai este anul ăsta cu ploile astea. Da, anul trecut care a fost un an agricol prost, dar aici cu agricultura e cum a fost cu internetul. Știi că noi nu aveam internet deloc și când ne-am pus internetul l-am pus pe ăla care era pe piață, cel mai bun. De-aia avem cel mai bun internet, că am fost ultimii care... Bine, exagerez puțin ca să înțelegem. Oricum, internetul în România e foarte bun. E foarte bun, pentru că l-am pus când aveam noi, între ultimii. Da, am luat... Așa și în agricultură. Noi am rămas cu calul, cu alea, dar acum când se face agricultură, s-au prins și românii că e bine să nu fie parcelele fărâmițate și e bine să fie ferme mai mari, e bine mai rentabil, da? Și au apărut mulți investitori, acum au și ei de pe telefon, că tot vorbeam, te uiți pe telefon, cu dronele, cu tractorul care merge singur, cu tehnologie, cu asta. Și cu pământul care e bun, eu zic că e potențial. Și încă e destul de ieftin, cred că în România pământul e încă destul de ieftin. E potențial și văd că se face și dacă ai și o fermă și aia, faci tot procesul, faci și lapte, vin și cașcaval și alea, nu numai, știi, adică ai și... asta cred eu, că agricultura e un potențial în România și... se pare că așa va fi, tehnologia care n-a fost reprezentată până acum, indiferent că e IT, că e e-commerce, că e asta, până la urmă e tehnologie, nu e... Și aici e de, pentru că aici suntem buni noi, nu? Am văzut că suntem buni și uite ce s-a întâmplat și cu iPad, dar cu mulți care lucrează pentru firmele de afară. Sunt atâtea firme românești care lucrează outsourcing pentru firme de afară. Exact, dar uite că apar acum firme românești care ușor, ușor se listează și au potențial mare. Eu zic că au potențial mare. Deci ăsta e un sector care e potențial. Retail-ul, de ce nu? Românii sunt consumatori, le place. Păi și în pandemie ai văzut și când s-a mai dat drumul și asta. Mergeam pe la astea de bricolaj, de... Băi, era plin. Păi zic, bă, dar cum e așa posibil, că e totuși, sunt niște restricții? No, spuneam oia, no, domne, să vezi ieri ce a fost ieri. Deci, iată, românii și au început să facă și grădinărit și aia și aia și... se câștigă, văd că se câștigă bine la noi totuși. Sunt angajații de la stat care au niște salarii extraordinar de mari. Deci, există domenii care ar avea potențial. Și atunci, dacă sunt... Nici n-ai foarte multe companii să le alegi, dar alegi câteva, că îmi place să mă diversific, știi?
Adică să nu... Clar, nu spui toate ouăle în același coș, asta o știm, dar și diversificarea asta, cum o faci? Că poți să o faci, zici, stai că m-am diversificat, am luat și TLV și BRD da. Și... și de fapt ești tot doar pe sistemul financiar. Am luat Biofarm, am luat Sicomed, am luat Med. Nu, deci trebuie să te diversifici, poți să te diversifici și în cadrul acelui sector, dar să fii un sector de ăsta, gen tehnologie să zici, că e una cu cloud, una cu... e-commerce, alta cu roboți, alt... dar dacă te diversifice, e ok. Deci eu cred că e potențial. Și sunt și companii pe piața principală, că ziceam de aer, dar sunt companii, uite, Teraplastul, care au adus niște randamente fabuloase și merge extraordinar de bine și e condusă foarte bine, mi-a plăcut și sunt companii de astea. Și alte companii, uite, Purcari, companii private, da, uite, Medlife, uite, nu știu, Sfera și altele care reprezintă tot felul de sectoare care înainte nu erau reprezentate. Că știm, energie, utilități și financiar. Da, asta a fost bursa mai de mult. Exact. Și sunt SIF-urile alea care e un alt capitol și acolo să știi că a rămas, cred că cel mai aproape de trecut suntem cu SIF-urile, cu ce era, spuneai tu, deci de pe vremea ta. Da. Tu mai investești, tu ce faci? Hai să te întreb și eu. Tu mai investești? Momentan nu mai investesc. Ai investit în da, aici? Da. Într-un business, te listezi da. În curând. Nu chiar așa curând. Deși am văzut că e un business pe tu performant, dacă nu mă înșel, da. Care e cumva business românesc, din același domeniu în care lucrez și eu, și anume marketing online, și exact. Care s-a listat. Și am văzut că anul trecut a mers bine, l-a crescut cifra de, apropo de cosmetizarea datelor, cifra de afaceri le-a crescut cu 20% anul trecut, dar nu profitul a rămas la fel. E pe growth, e pe... Da. Așa, și atunci... Poți să accesi la o companie de asta în creștere și asta să aibă pierdere ani de zile până... Că important este să se dezvolte, știi, exponențial și după aia, evident, o să vină și profit. Am fost mult timp în piață, acum vreo 10 ani, cred, ceva de gen ăsta, am ieșit și momentan am de gând să reintru pentru că la mine cea mai mare frică e inflația. Și din punctul ăsta de vedere văd că, cred, nu sunt singur, dar cred că criza asta, sau mai exact răspunsul la criza asta, ce au făcut ăștia de la băncile centrale, cât au aruncat acum, știi, în criza din 2007-2008, care a fost cea mai mare criză, au tipărit, nu știu, americanii vreo 3-4 trilioane, mii de miliarde, europenii cam tot atât. Acum doar americanii, doar oficial, nu știu cât, 5-6 trilioane. Deci doar America a tipărit acum aproape mai mult decât America plus Europa la cealaltă criză. Europa iarăși foarte mult, dar chiar Europa a tipărit foarte mult și Banca Centrală Europeană în criza asta. Extraordinar, tot așa, vreo 6 trilioane, 7, nu știu. Ce mai e un trilion? Nu ne mai știu, ce mai e trilion, era 1,3, da. Adaugi 2,7, dar înainte le țineam socoteala, nu le mă mai. Uitam pe niște grafice care arătau balanțele băncilor exact, centrale. Exact. Și la criza asta, la COVID, deci vezi așa, exponențial. Da, o creștere așa abruptă, ca o rachetă acolo. Deci s-au tipărit niște candidați exorbitant de mari de bani. Mult mai mult decât la criza cealaltă și sincer mie că cred că au făcut un pic cam prea lată, să zic așa. Și atunci începe să chiar să-mi fie frică de inflație și atunci nu merită să mai, adică hai să nu zic toți, dar o mare parte din banii care mai am pus deoparte vreau să intru cu ei în piață pentru că din ce văd cred că inflația în sfârșit va ajunge și știu, ne-am cam obișnuit și în general lumea s-a obișnuit cu o inflație mică. Cred că ne apropiem de momentul în care inflația mică o să fie o chestie de domeniul trecutului, sincer. Și atunci nu prea să mai merite în vreun fel, orice fel să stai cu banii la saltea sau nu la saltea, la bancă. Adică chiar și banii la bancă o să se aducă pierdere. Da. Și atunci trebuie să cauți neapărat. Bine, banii la bancă în general, cam tot timpul ți aduc pierdere. Acum văd că și cu titlul e de stat ușor, știu și că dădea dobânzi mai mari. Acum da. Apare iar Fidelis în săptămâna viitoare cu dobânzi, nu știu, 3% pe an. Cu astea, măcar să zicem că reușeai să fie pe 0, fie un foarte mic avantaj, dar acum cred că inflația o să depășească 3-4%. O să depășească, clar, la noi a depășit mereu. Acum, deci sunt două, nu tabere, spun unii care e ca tine cu inflația, azi spun că e trecătoare și... Tare mie că nu o să fie. Și conjuncturală, știi că practic ne raportăm la ce a fost acum un an când era 0 și ceva
și normal că crește acum și e mare, e și criza asta cu aprovizionarea, că au fost cu chipurile, cu toate astea, așa, au crescut materiile prime, producătorii au crescut prețurile, știi, și e o chestie conjuncturală și va fi din ce în ce mai mare, dar la anul va scădea și nu știu ce. Trebuie să vedem. Până la urmă, băncile centrale au un mare rol aici. Mare. Ce cred că prinde cele mai mare. Și vom vedea. Sunt tot felul de discuții și am făcut discuția asta, sunt atât de sătul, de nu vreau să mai discuți cu tine de inflație. Spuneai că îți place să te uiți la niște companii și să le analizezi. Acum o iau și un pic pe partea cealaltă. Ce nu-ți place să vezi la companii și te ferești de ele dacă vezi chestia aia? Păi, dacă nu și respectă bugetul de venit și cheltuiel, nu? Faci BVC-ul la începutul anului, dacă nu-l respect și asta, sau dacă fac tot felul de alte, cum se făceau, că mi-aduc aminte cum era pe bursa, nu? Când vorbeam de SIF-uri, da? Uite-te și tu la SIF-uri care se tranzacționează la cu un discount de 30, 40, 50% față de... Cred că asta așa a fost întotdeauna. Da, la 60% sau asta, totuși te gândeai că suntem în 2021, da? Ajungem undeva și putem să facem un management cât de cât profesionist, nu să sifonăm banii până niște manevre de-astea de nu le înțelege nimeni când se văd clar din avion, din elicopter. Ei, chestiile astea nu-mi plac, știi? Adică când tu promiți și nu livrezi. Adică, într-un fel... Iar asta una și când faci ce fac sifurile, știi? Adică, deci într-un fel de conducere... Șmecherii. Nu, de conducere care nu e neapărat de partea investitorilor. Exact. Că de multe ori la bursă s-a întâmplat la noi, de multe ori, când au câștigat acționarii principali și managerii și au pierdut cei de retail. La bursă e frumos să câștige și compania, câștigă și acționarul majoritar, câștigă și cel de retail. Și pe aero e numai retail acum, adică sunt puțin cu bani mulți pentru că e lichiditate mică. Încă e lichiditate mică, deși a crescut foarte mult în ultimul timp și bani sunt. Nu știu dacă ai urmărit plasamentele private, se face plasament privat, da? Sunt sunați de broker 149 de oameni să vedem câți participă și se supra-subscrie de 8 ori, de 3 ori, de 5 ori în 20 de secunde sau în 5 secunde. Deci, pac! Dar crezi că sunt reale supra-subscrierile astea? Da, sunt reale, că sunt... Păi, dacă așa sunt cifrele oficiale, eu trebuie să le cred, nu? Până la urmă. Știi că eram mai de mult în piața de capital și atunci, tot așa, era, în general... Venea investitorul mare care vrea să subscrie la o companie și zice, bă, aș vrea să am, nu știu, 10.000 de acțiuni de X, ok, bun. Și după aia venea la broker și brokerii începeau să se intereseze. Suna la broker, mă, cam cât supra-subscriu ai tăi? Mă, ai, da, ai tăi cam cât supra-scriu? Și s-a aflat așa în mare cam cât era rata de supra-subscrie. Și atunci, ok, ca să-ți livrezi ție investitor 10.000, eu trebuie să supra-subscriu de 8, nu știu cât ori. Da, da, da. Și atunci, practic, ajungea ca o acțiune să fie supra-subscrisă de foarte multe ori, dar de fapt în realitate era supra-subscrisă pentru că toată lumea știa sau mulți știau că va fi supra-subscrisă și atunci mulți ajustau factorul de supra-subscrie ca fiecare să ia cam cât vrea de fapt el să ia. Da, și da, erau, asta în general... Era o supra-subscrie, hai să spun, fals sau nu neapărat real. Astea la IPO-uri, în general, când se făceau pentru fiecare broker, da. Și asta. Dar eu zic de... Astea se fac pentru un singur broker. Aha. La plasamentele private, doar brokerul respectiv face. Și atunci e altă discuție. Dar, într-adevăr, și avem acum IPO, a fost ăsta cu trade services pe... Dunăre cu transportul fluvial și s-a listat acum pe piața principală, vine One Properties, ăștia cu dezvoltatori cu de imobile, apartamente de lux, deci bani sunt, bani sunt. Ideea e să vină banii ăia mulți de la, din depozite, care cresc an de an, știi foarte da. Bine. Sunt încă foarte multe, foarte multe de depozite. Trilioanele lui Paul. Da, dacă crezi că e vreo șansă ca în viitorul rezonabil previzibil să se mute o mare parte din banii din depozite în bursă? Nu, o mare parte nu. Cred că o să rămână în continuare acolo. O parte mai începe să se mute și ce-mi place că dacă s-au listat titlurile de stat, e mai ușor din depozite să bagi în titlul de stat. Că mulți da, e mai aproape și mental. Fiind, da, e mai aproape și atunci dacă, că nu toate emisiunile sunt listate și mi se pare că a treia acum, și dacă tot e listată și
ai nevoie și foarte bine la bursă, că poți să scoți bani în orice moment, iei dobânda, ai și o primă, dacă prețul e mai mare, nu? Cum s-a întâmplat de multe ori și poate o mică parte când vor vedea chestia asta vor băga și niște acțiuni, îi spune brokerul să investească și niște acțiuni, știi, dacă tot atât, sau măcar niște obligațiuni, să zicem, ale companiilor. Și asta iar îmi place că și sincer nu prea mă așteptam. Piața de obligațiuni de companii corporate a crescut foarte mult în România. Foarte mult, și sincer nu prea mă așteptam, pentru că în general în ideea mea, dar ideea mea falsă de fapt e că românii sunt în general, cel puțin retail, foarte mult interesați de profit foarte mare. Și atunci mă gândeam, ok, dacă o să crească, o să crească acțiunile, pentru că teoretic la acțiuni poți să faci profiturile alea foarte mari, teoretic, la care tu visezi. Din obligațiuni n-ai cum să faci profit foarte mare, adică maxim 8%, 9% sau cât e randamentul ăla, în cel mai bun caz. Și sincer nu m-aș fi gândit, dar a crescut foarte mult și domeniul ăsta de obligațiuni, deci arată clar că există și un fel de, hai să spunem, pătură de așteptări de mijloc din partea investitorilor privați, care se mulțumesc cu niște randamente de astea relativ rezonabile și relativ sigure. Da, și dacă au și forță, potență financiară, e suficient. Exact, revenim la ce spuneam eu înainte, dacă ai bani mulți și câștigi 10% pe an, asta nu da, e fără durere. Foarte de... Exact. Okay. Dacă și mulți dintre cei care au listat între obligațiuni au venit după aia și cu acțiuni într-un timp relativ scurt, de câteva luni sau un an, doi, și diversitate și mai mare, că sunt unii care au doar obligațiuni și sunt tot felul de domenii nereprezentate deocamdată cu acțiuni, și asta va fi interesant. Și pasul următor ar fi, așteptăm listări pe piața principală, dar nu vorbim de astea de stat, că dacă asta sper că nu vorbim de hidroelectrică, da. Și asta, că știm de, ne-am plictisit, dar sunt și companii private care ar putea să vină. Dar eu zic că o variantă, dar o să mai dureze ani, e ca din multele astea zeci de companii care vin pe aero, câteva milioane, zeci de milioane de euro, să crească, da? Și să se transfere pe piața principală. Și ușor, ușor să fie, poate o să fie și o trecere mai lină și mai simplă la un moment dat, dar evident că trebuie să îndeplinești niște criterii. Uite, Bidnet a trecut după 5 ani, anul trecut a trecut pe piața principală. Ți se pare că rețele sociale, Facebook în principal, au contribuit în un fel la creșterea numărului ăsta de investitori activi la bursă? Da, au contribuit, că cu siguranță. Toți stau acum pe Facebook și pe, mai ales românii stau pe Facebook. Facebook, Instagram. Și comentează pe acolo. Să... Comentează pe acolo, de-aia cred că și tranzacționează mult, pentru că inevitabil îți vine, ți-am spus, când da. Te uiți la, ori la grafice, ori la știri, ori la sfaturi, inevitabil tranzacționezi. Și e bine că se intre și se tranzacționează, chiar dacă unii o să piardă sau asta, până la urmă... Important e să vină în piață și să învețe, că altfel cum să înveți dacă stai în afară? Da, dacă nu, până la urmă, cred că nu e inevitabil că dacă ești implicat în felul unui bursier, la un moment dat o să și pierzi. Pe mine ce mă, e inevitabil. Da, pe mine ce mă surprinde și cred că s-a mai schimbat treaba asta, dar o să cercetez, e că angajații companiilor care se listează nu sunt acționari în măsura în care ar putea să fie. Vorbeam de mult, acum un an și ceva, cu Dr. Gleahu, care a listat niște obligațiuni anul trecut și cred că în 2 ani o să listeze și acțiuni, dar una asta într-una, aici trebuie să încheiem, să mă pui la plat. Și spunea că eu am întrebat imediat, băi, dar ai oferit acțiunii când ai făcut majorări interne acolo, tot angajaților, că eu dacă eram angajat, cumpăram, că văd potențial, că văd tu te dezvolți mult. M-am rugat de ei și n-au vrut. N-au vrut? Da. Asta era acum de 2 ce? Ani. Păi nu știu, că e mentalitatea. Da, n-au vrut, că e complicat, că e mentalitate, că mai bine... Ca și cum mai bine merg cu banii la... Merg cu banii văd la un film. Bancă sau văd un film sau îi sparg în mall. Da. Asta m-a surprins. Pe de altă parte, cu alții am mai vorbit și a spus că au... dacă nu mă înșel la Two Performance sau asta, spunea că au cumpărat... din angajați, ceea ce așa ar fi normal. Dar sunt și, sau ai vorbit și companii care dau acțiunilor
parte din bonus, să zicem. Normal, e un trend. Da. Sunt și în plan. Exact. Sunt și companii care să dea la sfârșit de an sau nu știu, când o dată de doar pe an, când vine momentul, da, să dea acțiunea angajaților? Da, sunt? Da, da, sunt și au început cu stop option plan și cu astea preferi și le răscumpără și le dau și și managementului și de asta și o întreagă nebunie. Că în esență, că nu mai știi câte acțiuni sunt, cum sunt. Că în esență e o modalitate foarte bună de a fideliza angajații, mai ales în condițiile întâmplă. În care multă lume se plânge de piața muncii și anume de migrația a pieței muncii, că în sensul că ai niște angajați și îi dă concurentul tău cu, nu știu, 100 de euro în plus, știu, sau ceva, știu, de genul ăsta, sau cu o sumă mică în plus și gata, să duce, știi? Că sunt trenduri de afară care s-au preluat, da, cu răscumpărări de acțiuni, care le face și marile companii, că vorbeam de Apple și astea, și cu fidelizarea, da? Și le dau managementului și angajaților. Da? Deci sunt niște tendințe care s-au copiat și la noi. Mi se par ok. Deci până la urmă trebuie să copiem ce e pe afară și să faci, că nu inventăm noi. Și până la urmă e un mecanism al pieței de capital și trebuie să profiți de orice oportunitate și să le valorifici. Apropo de oportunități, a explodat în ultimii ani piața cu criptomonedele. A, da, da, scuză-mă, mi-am să aminte cu piața muncii, cu asta, da, la noi. Nu neapărat de să fidelizezi angajații, că ții minte că înainte de pandemie se plângeau toți că e o deficit de forță de, da, muncă și au angajat din Asia, de Sud-Est, da, și a venit pandemia și acum când e iar tot deficit de forță de muncă. E, cum îți explici lucrul ăsta? Au plecat ăia bunii pe afară, ăilați nu mai muncesc deloc, au bani, au alocații, ce să zic, că am văzut numai... Cred din că Asia, au venit de destul de mulți, doar că cred că s-au eliberat foarte mulți angajați din anumite domenii, dar care nu se reprofilează foarte ușor. În sensul că deficitul e în anumite zone, excedentul e în alte zone și nu e foarte ușor să ai o migrație. E un caz concret. Oameni care au lucrat, să zicem, o viață întreagă în Horeca. Era, nu știu, femeie de curățat la hotel sau recepționer sau, nu știu, ceva de genul ăsta. E destul de greu să iei omul ăsta și să-l pui gata, în 3 săptămâni îl reprogramezi, de mâine ești programator sau, nu știu, de mâine faci ceva pe marketing, nu știu ce, online. Nu funcționează chiar, da, în felul ăsta. Da, în construcție ai văzut că și în construcție au adus și... Nu știu câți vor să lucreze în construcție. Aia, nu vor. Știu că nu e chiar așa, adică bine, chiar așa frumoasă și ușoară viața pe șantier. Nu e frumoasă, dar se câștigă... Se câștigă binișor, dar nu e chiar așa ușor, adică nu e distracție. E ceva mai greu decât să stai la un birou. Mulți vor la birou sau vor, da? La stat, să meargă la stat. Da. Să mai facă. Uite, altă chestie care contribuie la piața muncii. Statul aici, din punctul meu de vedere, face un lucru foarte rău, în sensul că anul trecut salariile la stat, nu numai că n-au scăzut, anul trecut, adică în anul COVID, cred că în anumite momente chiar au, în anumite domenii chiar au crescut și numărul total de angajați la stat n-a crescut. Uite, mi-aduc aminte, eram anul trecut, nu mai știu să spun, cred că undeva... Să mai crescă și nu încă a ajuns la... Îți dau un exemplu concret, eram anul trecut, cred că era undeva până în vară, deci era anul COVID până în vară și mergeam la Canal 33, la emisiune, luasem un taxi. Și îl întrebam pe taximetriști, știi că anul trecut a fost praf pentru taximetriști. Dacă n-au mai fost cluburi, toată lumea stătea acasă, șomau. Și îl întrebam pe taximetristul ăla, cum mai merge cu business-ul cu taximetria? Prost, dar sper că în 3-4 săptămâni să scap. Ok, păi și ce faci? Păi uite că nașul meu nu știu ce, e la ceva cu spitale și m-am găsit eu undeva, am dat ceva bănuți și fac un curs, mă fac șofer pe ambulanță, câștig 5.000 și ceva de lei. Păi și ca taximetriu cât câștigai înainte, când mergea bine? Păi mai mult de 4.000 pe lună nu făceam. Și atunci, uite, caz concret, când statul trage oameni din piața privată și efectiv
a companii, cred că în ultimă instanță statul mai puțin produce bani. În general, banii cu adevărat a economiei sunt produși de economia privată. Statul e mult mai puțin eficient, mai ales tot ce înseamnă administrație publică. Ok, mai are și statul niște companii care produc. Da, ok, foarte bine. Dar cea mai mare parte a oamenilor sunt în administrație. Ăștia nu produc efectiv, nu produc real valoare adăugată. Și statul trage efectiv de acolo, trage din economia privată oameni. Și atunci patronii trebuie să aducă din India, Indonezia, mai știu, Habana, Bangladesh, de unde ori mai aduce. Știi? Tocmai pentru că avem 1.200.000 și ceva, sau dacă nu chiar 1.300.000 de oameni care sunt angajați la stat. Și foarte mulți pile, cunoștințe, relații, până primării, până tot felul de întreprinderi. Pandemia era un moment extraordinar, da, să restructurezi administrația de stat, pentru că era vorba de... Aveai motiv, aveai pretext, domnule, e criză, nu ne ajung banii, nu știu ce, că așa trebuie să le explici la unii, și digitalizăm, da? Doar că a mai fost o problemă anul trecut. Trecem în noua epocă, noua economie și trebuie să... Da. Dar știi care a fost problema? Era un moment bun, dar nu se putea. Și știi de ce? Anul trecut au fost alegeri. Păi asta vreau să zic. La noi în an de alegeri, niciun partid nu o să facă restructurări. La noi n-au făcut restructurări niciun an, ce în an de alegeri. M-au mai făcut din când în când, dar într-un an de alegeri... Da. Cer că Florin Câțu să facă, dar să vedem cât îl lasă. Da. E cred că tot prin inflație o să facă până la urmă. Și sincer, și de asta mie. Că e mult mai ușor să faci reîntregimile restructurare prin inflație decât să faci dând efectiv oameni afară. Că dacă dai afară, ies în stradă, atacă în instanțe, sunt o fel de lege, intri dar într-o mocilă. Au ieșit în stradă și că nu le-a mărit salariile. Da. Nu că nu le-a mărit salariile și alea mari. Deci e inimaginabil. În fine. Asta în condițiile în care mediul privat dăduse afară o grămadă, că na, pandemie exact. Și oprit. Da. Ok, ești așa la modul general optimist pe următorii ani privind economia? Da, da, sunt optimist. Sunt optimist. Ponderat așa. Ne enervează ce se întâmplă la noi și că putea fi mult mai bine. Putea fi mult mai bine, dar sper că la un moment dat se va face și mai bine decât se face, dar vezi, târâși grăpuși așa cu economia asta anapoda, cum e ea pusă, că nu, parcă nu merge pe șina care o trebuie, parcă merge cu... E un model unic, nu știu cum. Uite că până la urmă e cel mai mare PIB din istorie, lumea o duce bine, te uiți pe stradă... Bine, încă o dată separăm, că la țară e jale, e prăpăd. E o deci diferență foarte mare între PIB-ul orașelor și PIB-ul rural. Ca în America de Sud, e prăpăd, deci, dar așa în oraș e, ai zice că și, de altfel se și vede PIB-ul pe București, pe alea ne comparăm. Și cred că și la orașe, dacă zici orașe, iarăși e diferență foarte mare. Sunt două orașe foarte mari în România în care PIB-ul e mare, București și Cluj. Mai sunt câteva unde PIB-ul e acceptabil, în Brașov, Timișoara, Constanța. Am și zis, exact. Dar celelalte orașe mici, cred că trag mâța de coadă destul de rău, sincer. Teoretic, banii ar fi, da? Și ar putea să vină, nu? Știm foarte bine. Și banii ăștia ar putea ajuta la dezvoltare dacă sunt trimiși unde trebuie. Știi că tu ce trebuie să faci? Vin niște bani la tine și tu trebuie să-i distribui exact unde trebuie. Și dacă nu se mai fură 80% sau 60%, se fură doar 10% cap afară, de restul să se facă treabă, eu zic că ar fi potenția. În principiu sunt optimist, știi? M-am mai schimbat acum în ultimul timp, eram un pesimist de ăsta, ziceam că pesimistul e optimistul bine informat, știi? Am devenit mai optimist, așa. În esență, lucrurile, da, clar, pot merge mai bine, dar dacă stai să te uiți obiectiv, nu e chiar atât de rău pe cât... Asta spuneam. Uite, nu e chiar atât de rău pe cât ar zice, iar cifrele te contrazic întotdeauna, știi că... Asta este unul dintre marile avantaje, din punctul meu de vedere și pentru mine, fiind implicat în bursă. Înainte să lucrez în bursă, mă uitam și eu la știri și dacă te uitai la știri, vedeai, vai, criză, nu știu ce, criză, vai, nenorocire, vai, 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 vai. Și aveam constant impresia că în România e un fel de criză continuă și o nenorocire peste nenorocire și o continuă avalanșă de lucruri absolut extraordinar de negative.
Și unul dintre primele șocuri a fost când am început să lucrez în bursă și am început să înțeleg în sfârșit cum se mișcă bursa și mă uitam la discrepanța asta, televizor. Vai, criză, nenorocire, moarte, extraordinar, distrugi, vine sfârșitul lumii. Și mă uitam, bursa liniștită, nu avea nicio treabă, creștea un pic și așa mai departe. Și era pe de-o parte opinia transmisă de știri, jurnaliști știri, și era pe de altă parte opinia investitorilor, mulți instituționali, care erau, calculau, exact, se uitau pe cifre, PIB, cifre de profit și așa mai departe. Și era o discrepanță extraordinară. Și când îți dai seama că dacă ștergi sau ignori tot toată avalanșa asta mass media cu știri, cu criză, criză, nenorocire, sfârșitul lumii, criză, nenorocire, și te uiți la cum merg realmente lucrurile pe hârtie, de fapt, realitatea nu e nici pe departe chiar atât de rea. Da, ok, se poate mai bine, se poate mult mai bine, dar nu e nici pe departe. Și atunci, unul dintre marile avantaje e că, într-un fel, mi s-au deschis ochii realmente la cum să mișcă țara asta, care nu e nici pe departe la fel de rău sau dezastru cum ai crede dacă te uita la știri. Da, bineînțeles. Și să faci comparații cu ce era pe vremea comuniștilor, că eu aud că era mai bine pe vremea lui Ceaușescu. Și este o aberație mai mare că asta nu există. Da. Deci cine a trăit pe vremea aia poate să confirme și cum s-a trăit. Cred că mulți au trăit pe vremea aia și nu și încă cred că e mult mai bine, știi? Pentru că nu înțeleg, vai, e atunci avea grijă statul de tine și nu știu ce, știi? Ideea este că ne-am învățat să primim, da? Da. Să cerem la stat, să vină un tătuc să ne dea. Și noi să... Cine te împiedică astăzi exact să fii fericit, să faci un business, să muncești la genul muncă, că dacă exact vrei să muncești, găsești că adineori, e deficit de forță de muncă, deci da, învață ceva și du-te da și muncește. Știi care mai e o mentalitate și asta? Cred că încă ia multora, cred că și unii tineri au, dar sigur mulți care au trăit pe atunci. Domnule, am muncit toată viața și uite, n-am rămas cu nimic. Ok, păi ce ai muncit? Păi să eram portar la nu știu ce. Sau alte joburi de genul ăsta care produc foarte puțină, foarte, foarte puțină valoare, știi? Și atunci, da, tu ai muncit, dar câtă valoare reală ai produs, știi? În ultima instanță stai să te gândești ce dacă un job, asta e o chestie iarăși pe care am învățat-o foarte devreme în piața muncii, nu în piața de capital. Dacă jobul tău îl iei pe unul după stradă, oricare, și în 2 săptămâni învață rezonabil să facă cam la fel de bine ce faci tu, cu jobul ăla nu-ți faci niciodată bani. Niciodată bani. Da, și, exact. Costul de locuire nu-ți convine? Du-te, ia pe ăla. Ia pe indonezian. Noi uităm, exact. Sau srilanchez. Sau srilanchez, sau altul. Totdeauna unul mai ieftin. Exact. Noi uităm că totuși pe vremea de tristă amintire, zice, ne lipsea libertatea care e cel mai important. Da. N-aveam libertatea de a vorbi, libertatea de a circula. Nu mai vorbesc, că n-aveam curent, n-aveam căldură, n-aveam nimic. Da, că se... era economie. Încă o dată, și... dacă iau un tânăr de ăsta care e cu telefonul pe cripto, că mă întrebați de cripto, da, și îi iau netul astăzi și iau și mobilul și de fapt dacă i-am luat netul curentul, nu mai da trebuie să iau. Îi tai curentul. Îi tai curentul direct și îl las fără căldură și asta eu cred că în 2 zile moare. Eu cred că nu se nu, cred că moare, dar intră în depresie, sigur. Păi, și după aia da se aruncă. Deci e cu totul altceva, da. Mă întrebai de cripto, ca să... Da. Ce să mai zic, de că e o întreagă discuție. E despre... Bulă sau nu e bulă? Păi asta a fost bulă, că s-a dus la jumătate. Acum nu mai e, dar n-ai fundamente în spate. Deci cei care sunt... Eu care sunt fan analiză tehnică, cred că mă descurc mai bine ca unul care e fan analiză fundamentală. El cum judecă? Da, asta e unul dintre lucrurile, și aici e o discrepanță foarte mare între piața cripto și piața orice altă piață. În general, valoarea banilor, nu prea, adică când analizezi o companie, banii evoluez la efectiv valoarea lor, adică 1 milion de euro, dolar ce-o fi, îl egalizez cu 1 milion de dolari, n-are nimic în plus, în minus. Exact, ok, care e valoarea unui cripto, un Bitcoin, un Dogecoin, Dogecoin, un ce-o-fi coin, nu contează, orice coin, care e valoarea lui? Nu prea
La ce te să te raportezi? Valoarea dată de piață. Azi e 60.000, mâine e 40.000, poi mâine e 20.000. Da, și într-adevăr sunt foarte mulți care zic că, domnule, e valoare necontrolată, nu știu ce. Posibil să fie necontrolată, să fie chestii de genul ăsta, dar mă uit, din punct de vedere financiar și din punct de vedere al realmente un mecanism de plată, tu ce vrei în esență de la o monedă, de la orice monedă? Să fie rezonabil stabilă. Bă, am primit salariul meu, cât e? 1.000 de euro, ok, bun. Eu mă bazez că luna viitoare 1.000 de euro să fie rezonabil la fel de valoroasă ca 1.000 de euro luna asta și așa mai departe. Să pot să-mi fac și eu un calcul, mă, uite, dau 400 chirie sau rat la casă sau ce-o fi, mai dau 100 pe mașină, ce-o mai fi. Să-ți faci un calcul relativ constant. Și 100 îi bag pe bursă. Și 100 îi bag la păcănele, da, la pe bursă. La păcănele, da, exact. Omul la păcănele. La păcănele. Că da, vrei da. Să, ți-ai zis eu că cu 100 îi bagi la păcănele, că vrei să faci, să-i duble, să da, te vezi? Da. Dar te uiți la cripto asta, azi e 30 de mii, mâine e 50 de mii, poi știi mâine că tehnic 20 merge de mii, foarte bine. Și dacă, tehnic, din punct de vedere tehnic, poți să faci niște speculații, se tranzacționează destul de tehnic, dacă îl urmărești pe Elon Musk cu Twitter, te-ai scos, știi? Da. Adică el îți dă direcție. Da, dar să faci invers în general, că aia e un fel de... Părerea mea că e manipulare, pe față. Da, bineînțeles. Adică e... Avantajul mare e că piața cripto nu e chiar așa de reglementată și atunci e un fel de vesul sălbatic. Ăsta teoretic, cam oricine face orice pe acolo. Până la urmă, nu ăsta, fanii cripto nu asta au apreciat? Au avut, exact, da. Libertate. Libertate absolută. Să nu fie reglementări, să nu fie, nu? Până la urmă asta. Ia libertate. Libertatea înseamnă să-ți și asumi că dacă vine unul foarte cunoscut și dă un tweet și spune nu știu ce, va să ducă în cap piața aia sau să o crească foarte mult. Asta sau dacă înseamnă libertate absolută. Sau dacă ți-ai pierdut parola, ți-ai pierdut portofelul. Da, exact. Da, și asta e libertate. Dar mai e încă o problemă foarte mare la cripto. Mare majoritatea tranzacțiilor mari, nu vorbesc că 5.000, 10.000, vorbesc de sute de milioane, miliarde. Marea majoritatea tranzacțiilor mari, când vrea Apple, face un contract cu Foxconn, gata, ai, face un contract pe 100 de miliarde de procesoare. Contractele astea se fac la termen, nu se fac, vine Apple-ul cu sau, vaporul de bani, ia-i astăzi și mâine dăm procesoare. Se fac la termen. Și orice contract la termen care se desfășoară pe mulți ani de zile are nevoie de stabilitate. E un dezastru pentru două firme mari. Dacă fac un contract pe o monedă, oricare ar fi ea, și după aia moneda aia se apucă și fluctuează ca nebuna. Crește plus, minus, 10, 20, 100%. E un efectiv dezastru. Și firmele foarte mari nu pot efectiv, chiar dacă ar vrea, n-ar putea să folosească criptomonedele, cel puțin nu în viitor previzibil, nu. În felul ăsta. Pentru că ai nevoie de stabilitate la contractele la plus termen. Plus că ei pentru protecție, dar nu e mai mult cei cu producătorii și cu materii prime și cu mărfuri, fac hedging, se hedgeuiesc tocmai împotriva cursului valutar care e mult mai mic. Da, exact. Decât, exact. Ei investesc în hedging și în protecție la riscul valutar, care e decât plus minus 10% pe an. Da. Da, aminte, când ai plus minus 10%, poate să fie la 5 minute. Poate să scadă sau să crească Bitcoin. E complet. Și din punctul ăsta de vedere, ți se pare că e o, adică piața asta e, are realmente, e o mare bulă sau e și cât de cât utilă? Utilă e tehnologia din spatele blockchain-ului, e utilă. Tehnologia, da, 100%. E utilă și se folosește din ce în ce mai mult. Acum, din atâtea mii de criptomonede, poate câteva vor avea viitor, poate vor avea viitor unele care nici n-au apărut până acum. Sau poate au apărut, dar nu le știe nimeni. Sau nu le știe nimeni, că și aici, că înțeles că tokenul poate să facă oricine și în fine, da. Până la urmă, nu, mi-e frică, evit să dau o părere tranșantă pentru că nu cunosc foarte bine. Nu cunosc foarte bine fenomenul, adică văd că am și discutat cu oameni care se pricep mai bine și nici ei nu erau siguri de viitorul ăsta. Deci, până la urmă, bulă din punct de vedere al prețului s-a dovedit că dacă crește de la 20.000 la 60.000 în câteva luni, a scăzut la loc, da, la 30.000. Poate să crească la 100.000, alții avansează 400.000, alții poate să stea aici. Acum a stat, știi că în 2017 final a fost
19.000, plecase da. De la 2.000-3.000, a ajuns la 19.000, era o bulă imensă, am și scris atunci că e bulă și a fost bulă, s-a dus iar la 3.000 și a stat mult timp până a revenit. Văd că totuși din ce în ce mai mulți, acum trendul ăsta de creștere care a fost susținut și de către instituționali și oameni și de către cei care aveau un cuvânt de spus și erau, să zic, personalități în domeniu, care erau urmate și asta a susținut, plus niște companii, da? PayPal a spus că va permite și atunci, de atunci a început creșterea mare și deci e clar că se schimbă ceva în domeniu, e clar că uite și băncile centrale vor să-și facă propriile monede, știi? Da, vor să-și facă propriile monede, nu vor să folosească Bitcoin sau alte monede, vor să-și le facă pe ale lor. Știi că era vorba de Libra, lui Facebook, da. S-a discutat foarte mult și a fost susținută de mulți, e ca la campionatul mondial de fotbal, sunt sponsori aia 10-15 marca, vinseră companii mari, după aia s-au retras unele, alții au rămas cu procesatorii de plăți și altele. Deci până la urmă va fi ceva. Până la urmă va fi ceva și fenomenul va continua, probabil. Nu se va, gata, s-a terminat cu... Nu e o bulă în adevăratul sens al așa, dar e impredictiv. E un instrument de speculat, deocamdată, în ceea ce privește asta, dar și multă manipulare. Și unii se spală mulți bani acolo și atunci de asta e. Tu personal ai investit ceva în cripto? Nu, eu personal am speculat, am tot vândut la niște maxime locale și același regret îl am că am vândut la 46.000 când era Bitcoin-ul și am închis tranzacția după ce era pe profit. Acum iar am intrat în vârf și am lăsat la 60.000 și am închis-o după puțin timp, adică am lăsat câțiva mii de pip și am adică închis. Dacă lăsam, faci ciupeli mici. Da, pentru că era foarte riscant și mă mulțumesc cu un câștig mai mic. Deci, și îmi place să dau sell din maxime, deci nu sunt numai pe short pe cripto. Dar din când în când aștept să ating un maxim. Să crească foarte mult și după aia. Da, și am eu niște momente de când nimeresc vârfuri așa. Atâția ani am mai învățat niște chestii pe grafic. Da, uneori le mai nimeresc, adică uneori după ce studiezi foarte mult timp graficile, e mai ușor să-ți dai seama. Da, da. Mai ales că de cele mai multe ori, bine, poate să fie și o știre, dar de cele mai multe ori din ce am văzut, piețele nu pică absolut brusc. Adică nu e ca și cum așa e o creștere fulminantă și dintr-o dată așa brusc peste noapte, în 5 secunde, începe să pice fulminant. Nu zic că nu se poate întâmpla, de obicei însă crește, după care se stabilizează și după aia începe să cadă. Adică există o oarecare... variantă, da. E o variantă, altele sunt, e un spike și chiar în momentul ăla scade, dar scăderea continuă o zi, două, după aia e o stabilizare și iar se duce. Sunt mai multe pattern. Dacă voi facem... O să facem și unde asta, o să vorbim și când merg și la tine la emisiune, că în curând... Da. În curând. Cum îți merge cu emisiunea și cum crește? Crește, să spun așa, de la sine. N-am insistat foarte mult. N-ai investit în promovare. Ceva bani în promovarea webinarului tău? Nu. Nu. Te-ai gândit sau? Am zis că e webinar, practic o emisiune, nu e, am zis că e webinar, dar e mai multă emisiune, e pe modelul de la Profit, pe care îl făceam singur, acum îl fac cu un coleg, cu Tiberiu, și e un format mai bun, că fiind în doi mă ajută mai mult, că nu mai trebuie să muncesc eu pentru tot și să împărțim munca și dacă avem și invitat, în general, în trei sferturi din emisiune avem invitați, invitații sunt de mare calitate. În general de pe la companiei? Sau? Sunt mai trei feluri de invitați, să spunem așa. Sunt invitații reprezentanței companiilor listate sau cei care urmează să se listeze în câteva săptămâni, chiar înainte de listare fac așa fel încât să vină. Deci, ăștia care urmează să listeze cred că abia așteaptă să vină. Deja toți vin și am și glumit. Am zis, domnule, e obligatoriu să treceți pe aici ca să... Deci astea sunt și cele mai urmărite, pentru că sunt mulți investitori la bursa noastră. Un alt gen de invitați sunt cei
participanți la piață, reprezentanții ai fondurilor de investiții, da? Sau reprezentanții ai brokerilor, sau reprezentanții ai bursei, da? Păi ăștia îi bag în o altă categorie, da? De invitați, tot așa, top level, care știu cu ce se mănâncă, da? Și un al treilea grup de invitați, să spun așa, o să împart eu așa, dar mai mult, sunt reprezentanții ai investitorilor cu experiență sau cei care sunt, au bloguri sau scriu despre bursă sau sunt, au niște grupuri de pe social media dedicate bursă. Cred că sunt foarte mulți de așa totuși. Adică, în continuare, cred că în România piața de capitale mult subdimensionată. Și cu tot ce înseamnă vector, hai să le spunem vector de imagine, oameni care cumva fac ceva și activează în zona asta. Sunt foarte puțini, încă foarte puțini. Sunt încă foarte puțini, dar eu zic că au apărut mai mulți în ultimul timp, dar nu reprezentativi. Deci încă o dată trebuie să faci o selecție, să știi omul ăla care se vrea un lider de opinie sau se vrea un nu merg până la figurul sau asta, dar totuși un om de luat în seamă sau pe care să-l citești. E ca în societatea noastră, ăia sunt dimpotrivă, e parcă și aici văd că non-valoarea e promovată sau se promovează din ce în ce mai mult, cum e peste tot. Da. Adică de ce, dacă n-avem educația clasică, da, educația primară și gimnazială, așa, știi foarte bine ce e în educație, n-avem în cultură, în sport, peste tot, la TV, se promovează non-valoarea. Deci oamenii valoroși nu mai sunt promovați. Nici n-au fost în ultimii ani. Au luat așa o poziție în spate. Nu mai vorbesc de politică, da? Dar până la urmă, în politică, oamenii sunt dintre noi. Așa suntem în noi. În ultima instanță se zice ăștia că țara are conducătorii pe care îi merită. Că așa suntem noi. Asta e gena noastră. Așa da, facem. Nimeni nu i-a parașutat pe ei acolo. Noi suntem așa și așa ajung și politicienii. Și fac ce facem toți. E vorba aia, e fură, dar mai face și ceva pentru da, noi. Da. Asta vreau eu, să mai facă ceva. Că dacă ar face, știa, rămâne acolo. Ok, a furat, nu știu, 10% sau... Eu n-am fost niciodată de acord cu vorba asta, că, doamne, să știu, mai fac. Bineînțeles, da. Mai face și mai, că bineînțeles mai face că nu ai noi, cum să fii de acord cu ea, dar vreau să zic așa, ipotetic, dacă s-ar face și s-ar fura puțin, gândește-te că s-a furat. Da. Gândește-te că vorbeam de trilioanele alea de la americani, nu trilioane, dar câte miliarde s-au furat în țara asta. Și asta vreau să zic, deci și în educația financiară, da? Și aici ar trebui să fie oameni valoroși care să facă educație financiară. Dincolo de ce fac, să spunem, autoritățile, bursa, asociația fondurilor, nu știu, brokerii și restul, știi? Într-o vreme bursa raporta câți acționari sunt activi. Mai raportează numărul ăla? Investitori, da. Că sunt și acționari. Da, 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 am greșit. Că și da. Bursa e listată și... Da, câți investitori activi sunt pe bursa? Rezultate cam dezamăgitoare, așa, sincer să fiu, apropo de... câți investitori sunt? Păi au mai fost încă 12.000. Unii spun că sunt 56.000 sau câți, alții 70.000. Crește de la an la an. Sunt niște statistici. Dar orică sunt 50.000, eu n-am reușit să înțeleg dacă sunt investitori activi. Ce înseamnă investitor activ? Am înțeles că o tranzacție la 6 luni, dar tu dacă ai mai multe conturi, ești un investitor sau sunteți câte conturi ai tu? Asta e o întrebare care nu... Că mulți au conturi la mai mulți brokeri. Da. Sau și, exact, ai la mai mulți brokeri. Poate pe un cont ai o strategie, că vorbeam de pe altul ești buy and hold, pe altul... e poate pentru dividende, altul pentru piața aero, mai știu, eu mă gândesc, poate face așa. Numărul e în creștere. Perspectivele sunt bune, dacă e să concluzionăm așa. Deci eu la bursă o văd cu oportunități. Cam și oportunitățile e... trebuie valorificate mereu. Chiar și acum, după ce suntem la capătul, că se vorbește... Acum unde suntem? Că vine întrebarea aia, că știi că a fost criză, da? Da. La noi, dar pe bursă a ținut 2 luni. Da, maxim 3. Cred că în 6 luni a recuperat tot.
cred. Și în economie a ținut. Acum criza, revenirea a început pe bursă cu 3 luni înainte de revenirea economică, 3-4 luni, în criza din 2007. Bursa a scăzut din iulie 2007 până în martie 2009, un an și 8 luni sau câte sunt. Economia a început să se prăbușească în 2009, bursa a început să crească atunci, a fost un defazaj foarte total, mare, care m-a surprins și pe mine atunci, că n-aveam experiența unor crize să... Și am văzut, păi stai bă puțin, că scădea bursa în 2007 și în 2008 ca la balamuc, vorba aia, și economia nu dădea niciun semn. Venise din America, urma să vină, dar știi cum e greu să faci corelările astea imediat și să iei poziții, să te protejezi, dar în fine, acum a fost criză, pac, pac, rapid, a trecut, a fost o criză. Ce facem după criza asta? Am început un nou ciclu de 10 ani? Te întreb eu pe tine acum, că eu am mai pus întrebarea asta așa. Deci am avut o creștere din 2009, da, până în 2020, da? Da. A venit pandemia, pe bursă a fost criză din februarie 2020 până în 23 martie 2020, spun și când a fost minimul, ok, a mai crescut, dar să zicem că 3 luni, cum zici tu. În economie a venit criza din trimestrul 2 în 2020, din trimestrul 3 și au revenit economii. Hai să zici că a mai fost... A mai fost câteva sectoare care au rămas în continuare. Și sunt și își revin acum, după un an, hai să zicem. Suntem la începutul unui nou ciclu de 10 ani. Și doar secundele alea, ca să exagerez așa, a fost criză, că anul, ultima criză a ținut 2 ani, să zicem, în economie, 3 ani, 5 ani și au revenit mai greu. Dacă vă întreb pe mine, da, pentru că mă uit la cât de mulți, enorm de mulți bani au tipărit băncile centrale. E imposibil să cred că banii ăștia nu o să vină. Uite, și la, o parte din banii ăștia sunt fondurile europene care urmează să vină, PNRR-ul și așa mai departe. Sunt zeci de miliarde, nu doar în România, zeci de miliarde care urmează să intre. Mi-e imposibil să cred că banii ăștia nu o să determine un nou ciclu de creștere economică. Ok, poate unii o să zică că e forțat. Posibil. Dar mi-e greu să cred că nu o să declanșeze un nou ciclu de creștere economică, care și el în timp va avea poate cu exagerările lui. Cu un ritm mai mic. Poate cred că chiar cu un ritm mai mare. Nu, dar vreau să zic, dacă ești pesimist, cu un ritm mai mic sau asta, dar teoretic suntem la început, nu unui ciclu. Și atunci, probabilitatea e foarte mare să fim la început unui ciclu. De ce să nu fii optimist? Asta, așa gândesc și eu. O parte din trilioanele alea, știi că s-au dus în active financiare și de asta au și crescut piețele foarte mult. Da, doar că în timp ajung și în economia reală. Ajung, normal că ajung. Mă întreb de ce să nu fim optimiști. Din experiența mea de piața de cap. M-ai întrebat dacă sunt și eu în general, ți-am zis, de obicei sunt pesimist, dar acum ești optimist. Dar nu optimist în sensul gata, curge lapte și miere. Nu, mai ales la noi, că știu că la noi și cu banii aia mi-e frică cum o să fie direcționați, cum, ce o să fie, da? Așa, pe bursă sunt optimist. Adică eu aș investi pe bursa noastră, dacă am și investit, de fapt. Unul dintre cei mai întârziați indicatori financiari pe care îi cunosc e sentimentul investitorilor sau sentimentul rândul investitorilor și cu atât mai mult sentimentul rândul populației largi. În general, când sentimentul în marea masă a oamenilor este negativ, e cât se poate de rău, de obicei a trecut deja 9-12 luni de la minimul, din economia reală. Deci oamenii sunt maxim de negativiști la, hai să spunem, aproximativ un an, poate un pic mai mult, după minimul ăla. Deci dacă acum avem sentiment negativ în economie, e de bine, aș zice. Eu spun că mă uit la indicatorii ăștia, la cifrele macro din piețe, la sentimentul oamenilor de business și la exact la sentimentul de celor care, managerilor de achiziții, să spunem așa, pentru că ei știu cel mai bine tot. Și sondajele astea sunt foarte și ele prevăd ce va fi. Vreau să spun că am atins maxime istorice luna trecută, dar tot crescut, sau pe afară? Afară. La noi nici nu sunt astea. Nu, publică INSEU. Publică, dar e puțin diferit. Și, în fine, că am început și noi să avem, dar n-avem. Uite, de exemplu, indicatorii aia PMI, știi, de manufacturie și sunt, nu sunt la noi, sunt alții, în fine. Da, sunt pe câteva segmente și sunt cu în următoarele 3 luni și doar dacă va fi creștere, stagnare sau scădere. Și plus că mai fac ăștia cu
CFE România face și ea, da, face care fac, da, da, fac la trimestru mereu și ăsta e ca și pe afară. Dar vreau să zic că ăla a ajuns la niște cifre de 68, 60 ceva. Mari, imense, foarte mari. Da? Și acum deja în ultima luna asta deja sunt în scădere față de, deci pe afară a început să mai scadă sentimentul că deja era la maxim istoric, cum ar veni maxim. Adică companiile erau foarte, 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 foarte optimiste. Foarte, a tot crescut de luni, da, de zile, s-a atins un vârf și acum asta nu înseamnă că o să se prăbușească să intre în recesiune. Nu! Nu. Dar sunt și conii că oamenii se gândesc inflație, se gândesc, da, lanțul de aprovizionare, sunt probleme. Asta nu înseamnă că o să cadă iar. În ultima instanță și eu sunt destul de optimist pentru economie, tocmai de asta, pentru că la cât de mulți bani s-au băgat și în esență criza asta nu e o criză fundamentală, adică nu e că s-a distrus un sector economic esențial și că au fost niște excese financiare sau ceva din asta. Nu, a fost un virus nenorocit care, ca măsură, ok, hai să închidem tot. Hai, că asta era, e. Era nevoie, mă așteptam, ne așteptam la undeva, eram maxime și tot creșteam și economia. De undeva urma să vină, nu știa nimeni de unde. Trebuia să vină o reașezare, da, și a venit asta. În felul putea ăsta să fie altceva, să fie un război, putea să fie, da, o, nu știu, o explozie, o nenubunie care să blocheze, știi? Da. Deci ne așteptam cumva și a mai desumflat, așa zisa bulă, că se, da, vorbea, bă, a crescut totul, e o bulă, e... Știi? După 10 ani de creștere neîntreruptă. Da, fără aproape nicio criză. Da, sau au fost așa un trimestru în 2018. Ultima chestie, da, a fost, da, prea puțin, ultima chestie mai mare a fost Grecia. Grecia și Grecia și euro, criza, da, datorilor suverane în Europa. Grecia, Spania, și a mai Italia. Fost în China o chestie, o problemă acolo, și puțin. În China mă așteptam să vină de acolo ceva, a venit cu pandemia până la urmă. Da. Deci vor mai fi de astea și până la urmă crizele, încă o dată, ca să concluzionăm, într-un sunt oportunități. Oportunități pentru cine are stomac pentru ele. Da. Pentru cine are stomac și mai ales pentru cine se uită și e în, adică urmărește niște companii relativ solide, știi? Uh-huh. Și să fii și diversificat, că de exemplu chiar dacă aveai stomac, dacă erai, să zicem, investit în companii de turism, avioane și evenimente, da, cu tot stomacul tău ți-o luai rău, da, de tot, da, în criza asta. Ți-o luai rău de tot. De-aia e foarte bine să fii investit. Dar cât de mulți înțeleg chestia asta? Da. Bun. Hai să ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru participare. Sper să ne mai vedem cât mai curând. Mi-a făcut plăcere. Ne vedem și discutăm de alte subiecte. Ne vedem alte că domenii. Totdeauna piața de capital o să rămână așa. O să rămână un subiect de care că poți să vorbești o grămadă. O grămadă. O grămadă. Și urmează să vin, să trec și eu pe la tine, să văd și eu cum e, da, cum e la tine în emisiune. Apropo, să te pregătești bine, n-ai? Da. Apropo de emisiune, momentan o faci online. Te-ai gândit să o faci la un moment dat în studio, live, face-to-face cu invitații tăi? Da, da, m-am gândit. Și cum făceam la Profit, să o facem, o să fie tot așa, formulă de 3, ne-am gândit. Avem nevoie de o susținere să aranjăm, poate găsim niște parteneri să ne ajute și am face-o, pentru că mi-ar plăcea să arăt graficele, uite, pe un monitor, uh-huh, așa, să arăt cu degetul, e altfel. Uh-huh. Și să vorbim cu invitatul și, cum ai zis și tu, e mult mai bine face-to-face și e altfel. E altă interacțiune. E altă. Ok, mersi mult. Important pentru... e oricum mesajul, că spune, da, cum are. Deci ea a crescut, are loc să crească, în general majoritatea participanților la piață o cunosc, o apreciază și o apreciază sincer și am feedback și de la invitații. Cred că nu sunt foarte multe proiecte ca ale tale. Nu știu, mai e și altcineva în România? Altfel, fac altfel, alte proiecte. Nu, mai sunt și alte webinarii? Se mai vorbește de bursă, cei de la ZF au o chestie cu deschiderea, dar e alt model. E complet alt model. Plus că ei nu sunt doar pe bursă. Da, ei sunt ei au și alte, exact. Da. Păi e o companie acolo, nu? Care are, da, interesul. Numai, asta trebuie să facă. Dar mai e cineva din ce știi tu care face așa webinar rezonabil zilnic pe bursă? Cum fac eu ca emisiune așa? Nu. Nu. Deci ești momentan zilnic, singur. Da, nu. Zilnic nu. Și e foarte greu, ți-a mult timp să te pregătești, chiar dacă sunt la curent cu tot, dacă dau niște cifre, îmi place să le notez, să le am, să le știu, nu? Sunt verificate din 2-3 surse.
Adică eu calculez indicii zilnic, după aia Tiberiu ia și el, gata, făcuți, ne verificăm ca să nu fie... Există oarecare pregătire în spate care nu se vede? Multă pregătire, multă pregătire. Deci multă pregătire pentru că vrem să o facem profi și tot ce spunem e real. Și știri pe care le am niște surse pe care le dau și am dat multe știri în premieră, de exemplu acum, uite, dacă spuneam, domne, nu știu, uite ce a zis Trump, a zis niște chestii, s-a întâlnit acum, nu știu ce, știri pe care le vedeam a doua zi în presă sau a treia zi la noi. Mă rog, și cu presa la noi e altă discuție. Ok, mersi mult pentru participare, ne auzim cât mai curând și pe data viitoare, toate și cele bune. Succes cu proiectul ăsta. Mersi și ție la fel. Mersi mult. Bine.